Bună seara, bună seara, bună seara, bună seara, bună seara, bună seara! Bună seara! Pupici la toată lumea, să trăiți! Bună seara, Muna, bună seara, Darwin, bună seara, Iulia! Ai fost pe pătratul MOV azi, te-ai băgat în Ambean Requests, bravo! Păi, știi cum e! Nu e dictatură! E, am mai scos la aia de le-ați dat voi la mișto sau pentru căcaturi. Căcaturi, mă rog, vorba vine, nu căcaturi, dar... Bună seara, regi, m-am întors de la dat licența, mă scuzați de absența motivată. Am luat 9.50, dău, sunt așa happy, dar bugged out groaznic. Respect! Bravo! Pe ce ți-ai dat licența? Dacă vrei să zici, dacă te doxuiești, nu zice. E așa ciudat să mă uit la live cât timp e încă lumina afară, iop. Și eu am același sentiment. Bună seara, Georgiana. Bună seara, Vorsakend. Bună seara, Mois Windu, cu 27 de luni, mulțumesc. Iar a fost furat Atletico de către arbitri. Of. Bună seara, Staffi. Bună seara la toată lumea. Străiți. Mă pregătesc de traseul la jandarmi, dar o leacă de life înainte. Uuuu! Vreau țin sport să nu-mi rup gâtul de la capră, respect. Uuuu! Nu, glumesc. Lumesc, baftă, omule. Să-ți fie cu noroc. Ați văzut că mâine se testează alarmele în București? Alarmele de la mașini? La info, licența? Ce să zic? Mă bucur. M-am uitat azi la vodul cu Mario Simeni. A cincea oară când urmăresc această dramă, o știu pe de rost, îmi dau licența pe ea. Sincer, m-am bucurat că am avut și noi o dramă de genul. De asta așa semi-inofensivă. Fugas, mulțumesc foarte mult de biți și Bianca un ofer 23, să rămână. Lucrez ca sclav în Anglia să vin să sparg banii vara asta în România. Ca orice român care se respectă. Bravo ție, omule. Am primit ofertă de la Twitch să vă bag reclame. 3 minute de reclame pe oră, dacă nu se subscribe. Un salariu peste media din București. Numai atâta vă zic, nu sunt sigur că nu pot să zic cât. Un salariu peste media din București. Cu jumate peste media din București. Aceasta este o informație pe care puteți să o căutați pe Google. Sper că ai acceptat. Coaie, vezi că nu ești subscribe, ce să accept. Vrei să, la fiecare oră, tu cred că nu înțelegi, la fiecare oră, 3 minute de reclame. Singurul motiv pentru care mă gândeam cât de cât să accept era faptul că în România nu există ads, nu există, cum îi zice, rulare de ads, că nu bagă nimeni pe Twitch și singurele branduri care bagă pe Twitch sunt gen astea globale care acoperă gen toată Europa și să mai gândesc ele, să mai facă. PlayStation, nu știu, Adidas, Telecom, căcat. Dar nu prea sunt și eu primesc oricum banii. Da, nu bag. Dacă or da mai mult, poate mă mai gândesc. Faci și tu shameless segue, da. Dar oricum, adică, jokes aside, la un moment dat o să forțeze chestia asta. Adică it's not... Acum e așa, who wants to opt in, dacă vrei să te bagi, hai totuși. Uite aici niște bănuți, dar la un moment dat va fi obligatoriu, vă garantez. Nici nu va încăpea discuția, va fi obligatoriu la un moment dat. Do it! Ce o să fac? O să iasă de pe stream? Eu văzusem pe cineva care a primit oferta asta cu 3 minute de reclame pentru 50 de euro. Păi da, în mod evident că se raportează la câți oameni ai. Dar oricum e mega puțin. Gen și pentru mine și pentru oricine e mega puțin. Adică am mai auzit și eu de la alți streamer care au și gen mega puțin. Adică și pentru mine gen e super puțin. 3 minute de ads pe oră și cât am zis e... Super extra puțin. Nu, voi cred că nu vă dați seama ce înseamnă 3 minute pe oră. Voi cred că nu vă dați seama că eu iau pauză aici odată la vreo 2 ore jumate.
în pauză ascultați melodioare și mai vorbiți în chat sau alte alea. Pentru că nu realizez ce înseamnă 3 minute pe oră. Adică e disrupting, e futere, chiar e futere. Acceptă că ne luăm adblock? Nu prea merge cu adblock, n-am să te mint. Cred că merge doar cu Origin ăla sau nu știu cum dacă se numea. Ublock, dar nu mai știu cum se numea. Dar cu majoritatea adblockerilor nu merge. La televizor e gen 20 de minute pe oră. E, hai că nu e 20 de minute pe oră, cred că e 20 de minute la vreo oră jumate. Da, intră lumea aici, tocmai ca că nu, că nu se uită la televizor, la alt ratat ca mine care stă cu cur în scaun. Am U-Block și nu merge nici cu ăla, da, iată. Și da, în 3 minute exact, dacă discut despre un subiect, rămâi complet în urmă. Dar ei se bazează, că pe asta, se bazează pe faptul că tu bagi ad-urile și cumva e win-win, adică că pe lângă mărunțișul pe care ți-l dau ei, încurajezi lumea să-și dea subscribe. Adică oricum, uneori va apare ad-uri, un minut la începutul stream-ului sau ceva la modul, sau 30 de secunde dacă când intrați prima oară, când dați refresh sau whatever. Dar ei pe asta marșează, știi, că bagi reclame și automat incentivezi oamenii să-și dea subscribe și incentivezi oameni ca Vorsaken, care a dat acum 10 gifted, să dea, adică oamenii cu bani să dea gifted la oamenii care nu au subscription ca să nu mai vadă reclamele. Vorsaken! Mulțumesc foarte mult pentru 10 gifted, sărut mâinile, apreciez. Ai făcut 10 oameni să nu mai vadă reclamele teoretice. Twitch vrea să fie YouTube so bad? Păi da, pentru că este în pierdere dintotdeauna Twitch. E pe moarte dintotdeauna. De-aia își face lumea mișto odată la jumătate de an că o să închidă Amazon Twitch-ul. Ia uite, sunt curios dacă există acum. Nici mai știu cum se face. Cred că din dashboard. Sunt curios dacă pot să vă bag reclamă acum. București. Ia, să nu știți dacă vă intră reclamă ăștia care nu se subscribe. Ca să înțelegeți despre ce vorbim. Și e de asta gen 3 minute. Uite, acum e o reclamă de 1 minut, ia. V-a dat? Acum ar fi trebuit să înceapă. Iată. Eu acum putem să iau bani. Ăștia care ziceți da, probabil sunteți din afara României. E cineva care are reclamă și e din România? A, de fapt, n-au cum să mă audă, sunt prost. Nu, și sunt din afara României. Păi da, ok, depinde și de unde ești din afara României. Dacă ești din Europa de vest, probabil îți apare. Acum întrebare, dacă vine casa pariurilor și bagă ads că vor avea masă de oameni, e aceeași chestie ca pe YouTube, și pe YouTube poate să vină casa pariurilor și oricine să-și facă reclamă. Adică nu e vreo mare, uite, gata, a dat acum. Nu e vreo mare nicio diferență, adică nu poți să controlezi tu cine își face reclamă acolo. Sephora, superb! A venit cu delay? Ok. Am luat mare reclamă. Intră și mie, ok. La mine a fost 11 secunde doar. Tare. Mie nu mi-a intrat nicio reclamă, că sunt subbed. Da, bine, eram curios dacă vă intră. Ai făcut 400 de euro pe reclama asta, crede, deci n-am veți idee că de puțin bani să fac din ads pe Twitch. E rușinos și jenibil. E gen sub $100 pe lună. Pentru gen mine care nu rulez odată la un minut sau whatever. Bine, hai, gata. În rest, bine, sănătoși. Am văzut TikTok-ul doamnei aleia de ne-am uitat noi la ea. Foarte cute. Molina! Mulțumesc, 27 de luni, sărut mâinile.
Uneori când intru pe live înainte să înceapă video, bag o reclamă de 30 de secunde. Păi da, alea sunt reclamele de obicei. Și acum încearcă să convingă streamerii să le iem și noi reclame în timpul transmisiunii. Dacă era tata aici, zicea că e un ban care intră, nu care pleacă. Aia e și asta adevărat. Unde faci live-urile dacă se închide Twitch-ul? Pe Rumble, pe toate alea de conservatori atați, unde poți să pui pornache și să nu se întâmple nimica. Pe Trovo. Bă, seara, Mavro. Sau direct pe OnlyFans, da. Vreau să pun editor cu doamna Lidia pe Rumble. Coi, mai fă de-alea cu doamna Lidia, te rog eu. Pe Facebook Gaming, da. Pe TikTok am tot vrut să fac, dar mi se pare că e atât de bun Adrian Elicopterul că n-am ce căuta acolo, sincer. Chiar n-am ce căuta acolo. Adică de când a apărut conceptul de live, am să fac și tot pe sistemul ăsta, să intru cu oameni random să vorbesc căcat. Dar e atât de bun Elicopterul la ce face că efectiv mi-e rușine. Da, pe Job TV. Mă duc, mă lansez direct în televiziune. S-a tuns slăvoc. Acum am văzut ăla. Cineva întreabă: unde găsesc Coca-Cola Rosalia Collab? Că am fost la 4 magazine, nebunesc. Da, fac live cu ăla, cu Robert Îngerașu. Ai văzut inițiativa de click anti-reclame la păcănele? N-o să-ți vine să crezi dacă zic că a fost o lună aici, am tot promovat-o. Semnul exclamării, cum era? Semnul exclamării petiție, dacă n-ați semnat-o deja. Pupanda, mulțumesc, 26 de luni. Da, wow, la Canal 33 să fiu coleg cu, cu ăla, cu, cum îl cheamă, cu Neamțu. Cu Neamțu și cu... cum îi zice? Cu Neamțu și cu Cezar Ionașcu. Freddy, nu reușesc să dau subscribe și mă simt prost acum, fă-mă, las, frate, n-ai ce să dai, ai alte nevoi acum, mai un lapte praf, un... Te pupzi, Freddy. Oh, salut, Dănuț! Dănuț ne zice: încă sunt la corporație, aștept să termin mail-ul. Ce zici? Asta a intrat pe unde la de Reddit să vadă cum vorbesc corporatiștii. Da, Dănuț e la meditații la mate. Nu mă, Iulia, că ți-ai zis că lucrează gen la o companie auto sau ceva la modul, sau face softuri pentru auto. El trimite mail, da, e inginer electric și trimite mail-uri. Nu vrea, eu zic că nu vrea să zică că e plimbător de mail-uri. Inginer electric. București, București. Dănuț, da, știe Fire. Păi și mail-urile sunt trimise electric, ce nu înțelegi? Băi, am vrut să vă... Am tot uitat să deschid coletul și l-am deschis acum și vreau să vă arăt și vouă. Bănesc, mai țineți minte că ne-am uitat împreună cu Zlăvog, ne-am uitat la... când am dat atunci sfaturi de arte și meserii
Ne-am uitat la Instagram-ul acestei persoane, Ana Soaps și Ana's Artisan Candles, Ana Artisan Candles. Și i-am dat și eu o comandă și a ajuns și voiam să vă arăt. Și a venit cu scrisorică. Și o să vă citesc puțin din ea. Sper că este ok. Zice... Bună, Silviu, în primul rând vreau să vă mulțumesc atât ție cât și lui Alex pentru tot sprijinul și toate sfaturile care m-au ajutat enorm. Am primit zeci de mesaje de la persoane dornice să mă ajute cu logo-ul, sfaturi pentru poze mai calitative și așa mai departe. A fost un mare boom. Respect. Respect mult alora care i-au scris fetii. Respect mult. Mulțumesc că mi-ați dat încredere să continui într-un moment în care mă gândeam să renunț și mulțumesc că m-ați ajutat să-mi reamintesc că fac lucruri frumoase. Și aici mi-a scris despre produse și ne zice PS, vă rog, nu mâncați nimic din ce v-am trimis. O să vă las link-uri după ce vă arăt. Dar dacă doriți să luați pentru un 8 martie cinstit, poate, vă foarte recomand și vă arăt ce mi-a trimis. Mi-a trimis să pun portocală, să pun handmade cu ulei esențial de portocale, care miroase absolut superb. Mi-a trimis... i-am zis să mă surprindă. I-am zis că vreau ăsta și în rest să mă surprindă. Mi-a trimis să pun handmade cu parfum de cafea, cameră video, cameră foto. Măi, vă rog eu, cum dai cu faci cu atâtea detalii? Superb. Mi-a mai trimis... Asta să vă zic ce e. Lumânare din ceară de soia cu parfum de lavandă, care este cu glob pământesc. Știe că îmi place geografia. Și mi-e vreau să sper bine. Efectiv, mi-e vreau să sper bine. Și înțeleg de ce e să nu mâncăm, căci mai e și asta care este să pun handmade cu parfum de ciocolată. Care efectiv mi-e vreau să ciocolată. Și mi-e vreau să ciocolată de aia de casă. It's very nice. Acest ghivecel superb. Hai, Dan! Ha, mă, nene! Incredibil. Dar pe ce te-ai focusat așa? Turbez. Este lumânare ceară soia cu chocolate fudge. I-au căzut niște date din cauza mea când am desfăcut, că am desfăcut ca ghiolbanul și i-au căzut niște frunzulițe. Și mi-a plăcut foarte mult și asta, care este o lumânare din ceară de soia cu parfum de cocos. Asta este preferata mea la cum miroase dintre lumânări. Și e și în ambalajul ăsta super cute. Mori! Mori, mă simt ca Andreea Balaban, așa, gata. Și are portocale înăuntru, man. Ce cute. Și de cum sunt porii aia de la portocale absolut superbi. Și miros de cocos. A, o focusează pe Irina Rimes din spate. Că da, are de la de recunoaștere facială. Măi, e absolut superb. Da, e efectiv budincă de portocale. Cu care te speli la curs, ești oribil cu aia. Și mai este și această chestie micuță, care este să pun cremos de căpșuni, nici nu știam că există așa ceva. Și gen e... Stai. Gen, iei de aici și te speli. Miroasea strugurel de la de căpșuni. Very nice.
Deci, dacă doriți să luați ceva de un 8 martie, de un mărțișor, poate, e în Cluj, deci poate să vă trimit terapie pe un Glovo, pe un Bolt, mă gândesc. Recomand Ana Soaps și Ana Candles. Puteți să scrieți pe oricare pentru... Uite asta. Superb. Efectiv superb. Și da, ultimele poze arată foarte bine, într-adevăr, da. Ultimele poze arată mult mai bine. Cred că și-a luat efectiv de la ce am zis noi. Zi. Mini studio de la. Ei, începe Manuela cu 26 de luni. Mulțumesc pentru tier 2. Sărut mâna. Și da, da, arată mai fain în realitate. Sunt culori de-astea foarte, foarte vibrante pe toate astea. Foarte nice. Îi dea Dumnezeu sănătate și spor la vânzări. Deci să bucure bunica mea la ăsta, la ghivecel. De asemenea. Apropo de mărțișoare, dacă sunteți în București, mâine e 1 martie? Da, mâine e 1 martie. Dacă sunteți în București sau puteți să dați și un mărțișor mai târziu, nu e nicio nenorocire. Oamenii de la Centru Filia au făcut... Pardon, nu oamenii de la Centru Filia, femeile din, cum îi zice, din Valea Mare. Intrați, vă dau link-ul de la Centru Filia. Ideea este că au făcut... handmade, aceste mărțișoare absolut drăguțe, le-am pus pe stories. Mărțișoare handmade și dacă le luați, în mod evident, este un gest dublu drăguț, căci și contribuiți la o cauză bună, prieteni dragi. Bă, pleacă Irina de aici! Mulțumesc, Iulia. Link-ul este în chat de la Instagram, de la Filia și puteți să le dați un DM. Salut, vreau și să cumpăr 3-5 mărțișoare, ori cu I Love Filia, ori cu pisicuță, ori cu Valea Mare, locația. Ați prins ideea. O scot pe Irina de acolo, ți-o scot pe Irina de acolo, aia. Bun, gata. Și cred că primi și stickere. Nu cred că mi-au trimis doar mie. Stai să strâng astea de aici, că sunt toate mirosurile lumii. Ta-ta-ta-ta. Gata, am păstrat doar pasta. Bună seara, Fire Outfits. De ce n-ai și cu Delia? Că, nu știu, nu mi-a dat. Eu doar așa am ce crezi. Dar toate le-am primit. De la domnul Tyler, de la domnul Dead Grip, de la domnul Tame Impala și așa mai departe. Nu, glumesc, n-am, nu știu. Oricum le-am luat doar ca să le pun... cum îi zice, doar ca să le pun ca decor. Știu că ați la Vogue ugly jumătate de strâng că nu poți mânca lumânarea, da. Ar trebui de 1 martie să ieși cu Dănuț, da. Bun, haideți să vedem ce actualități avem, căci avem multe actualități. Uite, de exemplu, mi-a trimis cineva acest video de la contul de Instagram Paris Friends Official. Este contul oficial al Parisului. Mă rog dacă e oficial, dar este un cont cu Paris Friends cu 420.000 de followers care a postat asta. Și cred că puteți să vă imaginați și singuri cum arată comentariile.
Sunt de la hateri Andrei Gogan din toată lumea. So now, along with the trinket sellers and pickpockets, we gotta see these obnoxious things as we walk the beautiful city. Cum se zice cringe în franceză? Can they not? I didn't uninstall TikTok to see this kind of she. The unself-conscious self-centeredness is strong here. Don't support this behavior, please. Asta dansează și ea. Nu face nimica. The end of Paris. Sincer, pe de-o parte mă bucur că sunt niște francezi enervați undeva. Deci dacă pe lumea asta nu mai există un francez enervat undeva de ceva random, eu nu mai trăiesc bine dacă nu știu cum francez e mor de nerv pe un căcat care are legătură de cel mai multe ori cu străinii și așa mai departe. Toate comentariile sunt așa, săraca. No, thank you. Influencers are a blight on society and have impacted travel destinations around the world. Why? Cringe de fou. Ridicule. 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 Așa zice cringe în franceză, zice ridicule. Da, și conceptul de a purta beretă în Paris, da, efectiv, de fapt, știi ce, dacă vă place să purtați berete și ce, purtați berete în Paris. Dacă atâta se poate, purtați berete în Paris. Numai să nu vă mirați că vin toți aia să vă tâlhărească că vă văd turiști. Pormă ajungeți fără telefon și fără bani în buzunar, îi zice, ridicul. Da, Iulia, ea. Asta denotă că cringe-ul depășește bariera lingvistică. Să se poarte și la noi clop cu mare lupul rednic. Vreau Andrei Gogan la doza de magneziu, păi nu că îi dă valoare, ce? Cum să... La noi se meargă cu oina pe stradă. Aolo, ce-i asta? Sincer, am vrut de multe ori să intru pe grupurile de mămici, dar gen să râdem de ce e acolo. Păi, dar mi-e așa milă, man. Sincer. Să ai un copil în această societate este un blestem. Și mi-e așa milă să râd. Adică de multe ori sunt niște femei care sunt în... Acum, eu nu le dau diagnostic, dar sunt cu creierii scurși pe jos, de la stres, de la mai și, multe dintre ele mai și muncesc, cu copiii, cu, știi, toate sfaturile care te bombardează, care te, cum să ai grijă, ba nu, că trebuie să-i dai nu știu ce, ba nu, că... Și cumva mi-e așa, știi ce, au destule pe cap. Ok, mămici din Cluj-Napoca, salutări, aș dori să-mi recomandați un loc unde e sărăcia mare. Să nu fie foarte departe de Cluj. Mulți posibil să aveți o reacție ciudată sau rea. Dar aș dori să-mi duc fata de 5 ani să vadă că sunt mulți copii care nu au jucării, nu au ce mânca, etc. La orice mâncare zice blea, nimic nu e bine. Degeaba îi explic că mulți copii nu au cât are ea și mulți ar fi fericiți să mănânce ce nu mănâncă ea. Vreau să vadă cu ochii ei. Poate se schimbă atitudinea ei. Mulțumesc. Cluj moment. Efectiv,
Cluj moment. Oamne Dumnezeule mare. Dar uite, vezi, asta zic. Asta zic, asta zic. Că sunt oameni atât de cu creierii scurși pe jos, de la stresul de a fi părinte, de la conceptul de a fi părinte în această lume, încă le vin idei. Lor le vin idei, gen. Idei gen. Și mi-e milă mea, adică mi-e efectiv, e... Oh. Antrenament de empatie tip Joe Rogan. Eu am intrat ca să caut recomandări de aspirator și am rămas acolo. Au clar nevoie de comunicare cu alte mămici și eventual terapeut, dar nu pe Facebook. Păi da, asta zic că sunt, că asta zic că e un echo chamber de femei cu care scurci pe jos, de stres și de nervi și de toate căcaturile și care nu se iau în calcul în momentul în care faci copil, gen, știi, depresie postpartum, de etică. Stai, e un echo chamber de femei cu nervi la pământ, care în mod evident, na, nu știu. Nu pare cam ciudat că de mulți au dat like-uri la postare? Păi, dar normal că au dat, că empatizează. Normal că și copilul meu nu vrea să mănânce varză de Bruxelles. Apreciază fata mea ce ai, până la urmă trăiești în Cluj. Doamnă, nu vă spăreați pe mine, ați încercat să luați o linguie de mâncare, să o băgați în gură și să faceți sunete gen yummy și să vă fricați pe burtă? Bă, dar ce funny mi se pare toată problema asta generală. Adică că în mod evident că există copii, mă, nu mă pricep, vorbesc pe cur, da? Zic și așa. Că există copii care au probleme de alimentație, evident. Dar știi, această problemă constantă cu copilul care nu mănâncă și trebuie să mănânce mult. Copilul trebuie să mănânce mult, să mănânce 4 mese pe zi, a câte 100 de calorii, 200-500 fiecare. Și e atât de fain cât stres și cât de asta e. Păi nu e foame, mă, nene, pula mea, dă-i mai încolo. Și așa, o, vai, n-a mâncat copilul, vai. Pula, ce vrei, nu e foame. Da, așa, dacă e vorba de probleme de alimentație, înțeleg. Dar mi se pare că problema asta a avut-o din orice părinte la un moment dat. Adică până și ai mei cu mine, efectiv nu mi-era foame. Nu vreau să mănânc, man. Ca să nu zic că mai sunt și ideea de... Cel puțin în generația mea, efectiv te îngășau ca pe porc când erai mic. Ia și mănâncă! Felul 1, felul 2, felul 3, cu gătite, na, cum să gătea cu 30 de ani. Nu știa nimeni nimica despre conceptul de a găti și totul era cu... Zic, cu prăjeli și cu cartofi prăjiți și pâine cu pateu. Și efectiv ne îngrășau ca pe porci. Ia termină tot din farfurie. Sunt obez la 5 ani, lasă-mă în pace. Mă rog, gras și sănătos, da, exact. Că nu e așa, în generația bunicilor noștri, ai gras, fii sănătos, să fii gras. Mă rog. Îmi zic colegii Baluba, please. Please stop. Îmi zic colegii Baluba. Da, așa ești. Pe urmă când te faci, pe urmă când ajungi la 13, 14, 18 ani, zic, păi ce faci, domne, slăbește. Tu nu vezi cât te-ai făcut? Mai ales la femei, nu mai zic. Asta s-a făcut de fanii totdeauna, tupeu unui părinte de a fute în gură un copil că e gras la zi, la gen 16, 18 ani, la whatever. Cine mi-a făcut acest regim alimentar, că am uitat? Cine exact mi-a făcut acest regim alimentar de la care m-am îngrășat ca porcul? Nu vă spărați. Păi nu, că mănânci chipsuri pe ascuns. Da, ce te-ai mai împlinit? Mai ieși și tu din casă, mai fă mișcare, hai, gata, că știu că e triggering pentru mulți dintre voi.
Bro, in a way, it's understandable. Dacă copilul nu mănâncă, părinții o iau ca un atac personal. Vorbe genești nerecunoscători sau nu e bună mâncarea mea și el vine cumva on top of all the shit pe care îl simt deja din stresul zilnic. A nu se înțelege că le iau apărarea. Da, e understandable dacă nu ești pregătit să ai un copil și să fii empatic cu un copil și să tratezi un copil ca pe un om și să-l respecti și așa mai departe. Da, e understandable. Gen, din lipsa generală de educație pe care o avem când vine vorba de crescutul de copii, da, este understandable. Dar, știi, ideea asta e un atac. E un atac personal la adresa mea că nu mănâncă copilul. Da, și efectiv, uneori poate chiar nu-i bună mâncarea, bă, nene. Dar cine te-a pus, mami, să faci 50 de litri de ciorbă? Cine te-a pus să faci 50 de litri de ciorbă cu zarzavat? Vreau să vă zic că bunica mea se uită la gen... până și la vodurile de pe YouTube. Se uită la tot, că nu știu dacă știți, de un... eu în videourile de YouTube când mai fac mișto și de când mai fac mișto de e-mail, tai alea ca să nu vadă. Să uite și la vodurile de YouTube. Și mi-a bătut obrazul că am făcut mișto de ea că mergea în Grecia și venea cu 28 de litri de ulei de măsline în anii 2000. Ești că las că m-au auzit că ai zis tu că veneam eu cu ulei. Păi atunci nu se găsea, de-aia veneam. Eu când nu am vrut să mănânc, maica mi-a pus un bol cu apă în față și mi-a zis poftă bună. Foarte bine. Foarte bine. Ce micul antreprenor men aducea pentru ea că gătea? Aducea pentru ea să gătească mai bine. Acum știm cine îl cenzurează pe Fire. Bunica, da. Bunica și Xi Jinping. Două forțe la fel de puternice în cariera mea profesională. Nu mai faceți contrabandistă pe bunica. Când era mai mic, Slavoc se plângea că maica s-a gătea paste cu ou. Paste cu ou cu ou. Prieten, vă citesc astea. Nu o să le citesc pe astea, încă probabil e trigger pentru foarte multă lume. Toate traumele astea tip părinții mei mă legau de stomac să slăbesc și alte căcaturi. Unii au un tată gen Dragoș Neacșa, da, să mor, ce bucurie pe copilul ăla. Să mănâncă numai carbonara cu guanciale zi lumină. Numai AOP în suc propriu. Păi vă dați seama că e un copil care o să mânce AOP în suc propriu gătit de tasu. Fantastic. Copii de bani gata sunt dușmanii mei. Da, Dragoș Neacșa, multimilionarul. Bă, sincer, apropo de copii de bani gata, am o plăcere fantastică să urmăresc copii de bani gata pe TikTok.
Pentru că TikTok-ul a devenit acest outlet pe care poate să-l încerce toată lumea, nu e așa? Că e gen mega fucking easy să faci content pe TikTok și apar 15 trei de trenduri constant și e ușor să get into it, știi? Și mi se pare că, știi, când a fost cu YouTube-ul era mult mai greu, că adică necesita muncă efectiv să te apuci de YouTube. Când e cu live-urile, la fel, necesită muncă să get into it, la. Și TikTok-ul e gen, știi, poate să folosesc absolut oricine, nu trebuie să te chinui, nu trebuie să cumperi, să așezi nimica, să nu trebuie să știi tehnică, nu trebuie să știi basically nimica. Și îmi place foarte mult să urmăresc copii de bani gata pe TikTok. Și pentru că, și când zic copii de bani gata, zic și adulți în toată firea, dar care, na, sunt, provin din familii cu foarte mulți bani. Bă, și nu știu, am așa o plăcere de asta de om bârfitor, de om mic și supărat să-i urmăresc. Bă, I love it so fucking much cum se prefac constant că au joburi, cum zic de alea cu, guys, astăzi mă duc la job. Și gen, pormă, și arată că nu se duc la job în vloguri și tot felul de căcate. Bă, îmi dă așa o fascinație și o satisfacție că nu se pot integra în lumea noastră a tuturor și trebuie să gen bullshituiască, să mintă, să-și inventeze joburi, să se prefacă că ei sunt down to earth în timp ce au Adidas de 1000 de euro. Știi, genul ăla. I love it so much. Adică că mă bucur cumva că nu se integrează, că trebuie să se chinuie atâta și să mintă și să bullshituiască și să-și inventeze joburi pe la părinților, pe la firme. Guys, azi mă duc la muncă. Mi s-a făcut rău, vreau să ajung acasă, nu dorm, gândul nu mă lasă de la bani și faimă, am picat în plasă, îi ziceam că nu dai contact. Tare cu par, mulțumim. Ai văzut ăla cu landlordul care vrea să ceară tips? Da, men, sunt la mișto! Aoleo, adică ăia da, sunt niște landlord și astea, dar sunt făcute la bait, tocmai ca să se enerveze lumea să le facă stitch-uri. Veri, am un amic care e milionar și zice că... Vezi că nu e subscribed. Scuze. Am un amic care e milionar și zice că merge la muncă la modul face un drum cu o dubă o dată pe săptămână și îl minte pe tasul că face Facebook ads la firmă. Tare. Da, e efectiv, e un content constant de tip I'm one of you guys, da. Integrați-mă și pe mine în această lume, că și așa n-am prieteni decât care sunt alți copii bășiți de bani gata. E fascinant. Și dacă îi întâlniți pe TikTok, recomand să-i urmăriți total neironic. Eu cel puțin mă distrez de fiecare dată. Și mai e și o categorie, dar măi, asta e mult mai uzitată. Mai e categoria de oameni care, gen, părinții lor sunt mega bogați într-un oraș mic al țării, dacă are sens. Gen, hai că nu vreau să dau exemplu, gen sunt o cărică de influencer super mari. În această situație, gen au afaceri super mari într-o parte a țării și gen, da, la partid, la whatever, și gen vin în România, vin în București și aici în București știi cum e, adică nu mai e atât de mulți bani și uneori mi se pare că mulți dintre, ok, multe dintre ele, că mare majoritate sunt femei, dacă sunt pe TikTok cu haine, cu whatever, se chinuie foarte tare să păstreze poziția de avuție și de whatever pe care o aveau la ele în oraș, numai că acum sunt la București, că lumea e mult mai avută, adică nu mai e atât de mare discrepanța și de astea, știi, nu știu, cu genți false, cu whatever, nu știu. Nu vreau să vă arăt sau ceva, că da, sunt copii majoritatea, sunt tineri, sunt foarte tinere. Da, e funny. Îmi descriu doi foști colegi de liceu foarte tare acum. Păi da, asta zic, adică știu și personal acești oameni și vă pe TikTok. Adică știu personal din liceu sau din whatever. Da, guys, m-am dus până în Istanbul și cumva peste 2 săptămâni mi-am luat 4 genți de brand.
A fost o coincidență faptul că am fost și în Istanbul. Radu Banciu a amendat cu 25.000 de lei de CNCD pentru că a spus despre femei că vor să fie bătute. What? A zis asta? Ce ratat. Tana Budeanu looking ass. Ia, deci ce a zis? 99% dintre femeile pe care le-am cunoscut. Oh, nu. Oh, my fucking God. Asta zice, coare. Chiar asta zice. Nici măcar nu e amuzant. Credeam că gen, o să fie un context funny, dar gen 99% de femeile pe care le-am cunoscut, asta își doreau să le mai și pleznești din când în când. Nu se mai zice niciuna la televizor să spune eu de-abia aștept să vină bărbatul acasă să-mi dea 2-3 dosuri de palmă, de să mă lase lată sau să-mi dea în fiecare seară numai la ficat. Nu spun asta, dar sunt atât de proaste cele mai multe dintre ele că asta își doresc. Doamne, ce ratat. Jurnalismul a afirmat apoi într-o reacție pentru Libertate că totul a fost o fabuloasă satiră. Doamne, ce ratat. Gluma. Gluma, femeile sunt proaste și cer să fie bătute. Glumă. E funny. E la fel ca Dana Budeanu. Dacă zici că este pamflet, e all good. E de simplu. E TikTok-ul ăla lui Robert Ștefănescu. Spui comedian acolo și poți să zici gen orice. De ce i-ați dat time-ul ăla de m-a întrebat de tatuaje? Chiar îmi fac un tatuaj. Că mă enervează. Las că voiam să vor. Vă arăt când, vă arăt după ce mi-l fac. Da, exact. Dacă o capsează cineva pe măsa sau pe nevasta, tot o fabuloasă satiră este. Căci cred că are și fete, cred că e și tată de fete. Era tatu dracu. Fă-ți cu un cap de mort pe spate. Nu, îmi fac cu tribal aici. De fiecare dată când începe cineva un mesaj cu știu că nu e pe subiect, văd roșu în fața ochilor. Te-am văzut la târg duminică, fire, arătai ca Sulea Spătaru. Arătai ca Sulea Spătaru. Am fost cu bunica mea și cu Sabina la la târgul de turism de la Romexpo. S-o trimit pe bătrână în țările calde și am fost acolo la un ghișeu de ăla și era o fată acolo care mă știa, dar gen n-a zis nimica, ne știa și pe mine și pe Sabina, dar n-a zis nimica. Și făcea conversație cu bunica mea și nu mai știu cum a venit vorba de Mircea Bravo și v-am mai zis că bunica mea este fană Mircea Bravo, nu e ironic. E mai fană Mircea Bravo decât adică îi place mai mult să uite la... Dacă ar fi să aleagă să rămână pe internet cu mine sau cu Mircea Bravo, ar alege Mircea Bravo în orice zi. Și făcea fata asta mișto de bunica mea că, doamnă, dacă apare Mircea Bravo la dumneavoastră acolo, scoateți din priză. Bunica mea nu înțelegea de ce fetele nu-i place de Mircea Bravo. Cum adică? A plăcut. Să trimite Mircea Bravo în vacanțe atunci, da? Ia, se trimite Micciulică în vacanțe, mamaie. Nu, dar îmi și place de aia, de baba aia, de bunica lui ăsta, Sanchi bunica. Efectiv, Mircea Bravo e influencerul seniorilor. Foarte bine, știi ce? Trebuie să facă cineva conting pentru oamenii ăștia.
Mircea Bravo e de sugar baby pentru toate femeile peste 45? Foarte bine. Ce are ea și nu am eu? Da, o să explic lui bunica mea despre videourile cu personajul rasist al lui Mircea Bravo și prietenul ăla lui ratat de la Cluj, cum îl cheamă. Distrusul ăla, dar a avut emisiune și pe Prima TV. Mă știu, ceva actoraj de ăsta de Liga 14. Da, am văzut că a făcut spotul ăla cu antireclame la pariuri. Bravo lui. Respectele mele. Bogdan Rădulescu, așa. Bob Rădulescu. Zic asta din cauza personajului ăla de la ei. Bun, hai, destulă. Da, ne-am uitat la video ăla în care făcea reclamă la reprezentanța Skoda, da, absolut superb. Bob care vinde protecția anti-Covid, uite că, vezi, sunt accurate cu concluziile mele de fiecare dată. Bun, gata, destul de actualități. Hai să trecem la lucruri mai serioase. De exemplu, la Mario Simen, care face un nou update despre dramă pe Instagram și zice acest... I love this drama so much. Acest story va fi un răspuns a tot ceea ce s-a întâmplat în ultima lună și probabil ultimul despre tot ceea ce ține de hate, da? Cred că a zis că ăsta e ultimul mesaj în de 3 luni încoace. Gata, ăsta e ultimul. Când eram și eu fericit cu ceea ce făceam, când eram real and natural, așa cum momentele mele triste pe internet, nu au fost să mă victimizez, ci pur și simplu asta am simțit și observ cu oricât spravoție. Și observ cu oricât aș încerca să fiu vesel sau cu o viață roz, I can't. Nu pot să fac totul programat sau să-mi schimb vocea cu o tonalitate care duce cu gândul de good vibes only. Cine ți-a cerut asta? Cine ți-a cerut asta? Îmi pare rău, nu pot să mă prefac. Dacă eu simt să vorbesc calm peste videoclipuri, asta am să fac. Bravo! De fiecare dată când am avut un hate masiv, am încercat să mă schimb pe mine pentru oameni. Nu mai fac asta. Nu mai pot și nu mai vreau. Nelca, pensule și cursuri, get over it. La cursuri nu am băgat mâna în buzunar nimănui, ceea ce am promis au primit. Atenție! Nelca, pensule, get over it. Cred că se îndeplinește prediction-ul pe care l-am făcut, că nu o să mai scoate nicio pensule și nu o să mai facă nimica. Eu nu mă zic... Sunt oameni care fură, criminali eliberați care stau pe live-uri pe TikTok. Oh, nu, criminali eliberați pe TikTok? Oh, Doamne Dumnezeule mare! Nu poți că... Mare simen, nu o să-ți vine să crezi. Sunt gen criminali eliberați, gen care te servezi la Mega. Îți vine să crezi chestia asta? Criminali eliberați care stau pe live-uri pe TikTok. Se zice des că am făcut scamming. Unde? Când? Scam înseamnă să fugi cu banii fără să oferi serviciul în schimb. Well, I mean. Exagerați și vorbiți de-a pulea. Sunt de 10 ori mai multe minciuni despre cursuri decât am mințit eu cu strategia de marketing. S-au postat conversații de acum 3 ani când nu voiam să repostez pe cineva. Asta te face un om rău? Efectiv, nu știu despre ce vorbești. Bună seara, Roac. Nu sunt obligat să repostez sau să fac sacrificii pentru nimeni. S-au postat multe și se postează multe în continuare. I don't give a fuck. Well, seems like you do. Am plâns cu voi, am râs cu voi, mi-am cerut scuze, am greșit, am reparat. Așa e viața. Greșim ca să avem ce repara. Cine nu greșește în online, greșește în viața reală, dar nu are caracter să recunoască când a greșit. Asta e diferența. I mistake, I repair. Cursuri am să fac în continuare. Conținut am să fac în continuare. Nu am luptat atât ca să renunț. Cine a zis orice altceva? Și nu aș da satisfacția asta nimănui. Gătesc, machiez, vorbesc despre viața mea pentru că asta îmi place să fac. Good night și subiect închis. Cu cine vorbește?
Cu cine vorbește exact? Numai cine nu muncește, nu greșește, corect? Foarte corect spus, bravo. Bravo. Doamna Nelca, nu, nu prea, da. Cine a întrebat? Haterii. Nu știți voi, da, niște hateri. Da, Mario Simeon's fighting invisible allegations. Mă bucur că ne-a anunțat, îmi făceam griji. Bă, sincer și eu, adică eram, așteptam și eu alea de la Nel ca să le comand. Sau să mi le trimite și el ca PR package. Cineva întreabă, știți dacă este adevărat că Pete Davidson e cu Ice Spice? Bă, să mă apă la Pete Davidson ăla, să mor eu. Îl închiriază cu ora. Îl închiriază toate astea cu ora. Își fac două poze cu el și îl trimit acasă. Eu m-am bucurat doar pentru stuntul de PR al lui Emily Ratajkowski cu Eric Andre. Mai e un băiat la noi pe TikTok. E un băiat la noi pe TikTok care își fac toate fetele TikTok-uri de-astea de Sanky, ăsta e gagică miu. Dar gen nu e niciodată. Tot așa închiria cu ora. Nu mai știu cum îl cheamă, da? E foarte funny. Da, e unul de face sală, nu știu. Poate vă. Nu-l doare spatele pe schit la cât fute? Ce să fut? Bă, tu n-auzi că-l iau cu ora? Tu n-auzi că-l iau cu ora? Ce crezi că ăla face sex cu toate alea? Îl iau cu ora, man, ăla se duce acasă singur. A întrebat cineva la un video de-a lui Mario când face apology video pentru tine și a rămas că face că, că face atunci când o să-i cumperi pensulele. A, să-i și cumpăr. A, eu să-i cumpăr. Nu el să-mi trimită, după cât... Eric Andre is my crush, sincer same. Sincer same. Totally understandable. Au scos de la bloc cei de la obraznic? Cineva ține lista de cine l-are pe Silviu Fraier la bloc. Îmi place foarte mult drama de tip... conservatori se plictisesc în casă așa că fac proteste. Atenție. Film cu homosexuali băgat pe gât copiilor. Elevii de gimnaziu de la Colegiul Național Școala Centrală din București au fost siliți să vadă filmul Close cu propagandă pentru sinucidere și homosexualism. Alianța Părinților vă invită la protest. Pentru cine a văzut filmul Close, Me Included, e cel mai amuzant căcat din lume. Propagandă pentru sinucidere, pentru că în filmul Close, cineva se sinucide. În filmul Close, cineva se sinucide, astfel este propagandă pentru sinucidere. Jocul ăsta, dacă n-ați văzut Close, este un film foarte frumos la care probabil o să pișați ochii. Este povestea a doi copii prieteni, doi băieții prieteni și o dramă. E o dramă care a fost foarte premiată, foarte toate cele, eu l-am văzut, este foarte, foarte bun și foarte de la de pișochi ca prostul. Se sinucide cineva în film. Propagandă pentru sinucidere! Bă, asta zic, man, toți conservatorii, toți oamenii ăștia, bă, sunt atât de lipsiți de creativitate, man. Atât de lipsiți de orice, de orice înseamnă creativitate, de la cum să scriu un titlu, la cum să inventezi o poveste care să aibă sens, nu știu, orice, man. Man, e efectiv penal.
Mi-e rușine de rușinea lor. Un film cu dezastre naturale e propagandă pentru tornade. Exact, corect. Ai văzut că știi? Ai văzut că știi? Alianța Părinților din România va organiza marți, în cursul dimineții, un protest împotriva promovării identității de gen în școli. Protestul va avea loc în fața liceului, așa? Acțiunea vine ca urmare a unui eveniment ce a avut loc în cursul acestei luni la Colegiul Național din București, când elevii de gimnaziu au fost duși să, vizioneze un film de propagandă homosexuală, care literalmente nu se întâmplă nimic de tip homosexual în film. Like, literalmente nimic. Like, literalmente, nu vreau să vă spoiluiesc filmul, că adică chiar probabil mulți dintre voi o să-l vedeți, că a fost foarte premiat acum. Dar gen, jur, nu se întâmplă nimic cu tente homosexuale. Este doar ideea faptului, adică îți este hintuit că cineva iubește pe cineva de același gen. Da, atât! Atât! Nu e nimic altceva. Îți este hintuit că cineva de același sex are sentimente pentru altcineva de același sex. Atât! Atât! Nu e nimic altceva. Așa. Așa. Mă, cine a văzut filmul știe exact despre ce vorbești, știe de ce e atât de fun, atât de funny. Pentru cine nu l-a văzut, chiar voi cum să-l vedeți, e foarte nice. Care prezintă relația de dragoste dintre doi băieți copii la rândul lor. Nu este o relație de dragoste între doi băieți copii. Vă garantez că nu este o relație de dragoste. Măi, oamenii ăștia nu au văzut filmul. Asta îmi pare fantastic. Oamenii ăștia efectiv nu au văzut filmul. Că altfel nu-mi explic de ce ai... Adică că gen, this is not true. Adică mă, da, asta se bazează toată propaganda conservatoare. Filmul promovează explicit modul de viață LGBT, iar explicațiile date de unitatea de învățământ ca răspuns la reacția părinților reprezintă o jenantă încercare de justificare a antrenării copiilor într-o activitate ale cărei mesaje educative se pot rezuma astfel. 1. Dacă o persoană de același sex își face avansuri, adică manifestă față de tine interes romantic, trebuie să răspunzi acelor avansuri, deoarece admiterea acea persoană se va sinucide, iar tu te vei simți vinovat. Sinuciderea reprezintă un mijloc de rezolvare a problemei. Ok, bine, sunt bolnav la creierii capului acești oameni, dar nu e nimic de spoiluit la finalul zilei. Asta este povestea prieteniei a doi copii, în care unul dintre copii începe să dezvolte sentimente mai puternice decât cele de prietenie pe care le aveau deja, și de acolo iese o... De acolo iese conflictul, dacă doriți. Dar este foarte frumos făcut. Adică nu are nicio... Efectiv, nu se pronunță. Adică nu e nimic ca zi. Nu este absolut nimic sexual sau homoerotic sau... Nu este absolut nimic de genul ăsta în film. Adică e foarte nevinovat la acest capitol. Chiar vă recomand să-l vedeți. Bănuiesc că încă e în cinema... Nu, că a ieșit din cinematograf. O să apară la HBO probabil sau... Cine l-o lua. Și da, este foarte trist. E de pișat ochii original. Uite ce că mai este în cinematografe. În alea mici, auziți. Încă mai e la Elvir Popescu, auziți. Dacă sunteți din București, este la Elvir Popescu. Da, exact. Dacă făceau fix aceeași poveste cu persoane de sex diferit, nu era niciun fel de problemă. Da, exact. Normal. Păi asta zic, men, că ăsta de lipsit de creativitate, că trebuie să se agațe de orice căcat ăsta. Și la finalul zilei, men, sunt și astea niște trăiri și niște povești din spectrul uman, că nu despre asta este media, despre asta sunt povești, despre asta sunt filmele, serialele, cărțile și așa mai departe, despre povești umane de cele mai multe ori, despre sentimente umane, despre ala. Și este și asta un spectru care este foarte neexplorat. Ce înseamnă XYZ pentru copii sau pentru bătrâni, iarăși, că și la bătrâni mi se pare că e aceeași lipsă de
zi, de reprezentare în, în media și în povești, whatever. E povestea a doi copii care sunt prieteni buni. Mă rog. Da, mă, e acest moral panic de fiecare dată când iese un film din ăsta. La fel a fost și cu, zi, și cu când a ieșit aia lui Von Trier și, mă, la toate filmele lui, la whatever. Adică e același căcat de fiecare dată. Numai că e funny as fuck să citești titlurile alea atât de alarmiste și atât de penibile și atât de lipsite de creativitate. Știi, și mi se pare că și abordează, că și sparge ideea asta, știi, de copiii nu au sexualitate. Cu siguranță, cu siguranță, oricare dintre noi nu a avut gânduri sexuale decât în secunda în care a plinit 18 ani. Cu siguranță nu a existat niciun gând care să hintuiască la ideea de sexualitate și de sex și de atracție față de cine ești tu atras până la vârsta aia. Știi, și până normal că să încep să facă povești despre, despre toată zona aia. Acum, again, poate să fie fail-uri de alea nenorocite, cum a fost căcatul ăla de sexualiza copiii ăia cu dansatoarele, nu mai știu cum căcat îi zicea. Ăla de era de pe Netflix. De era super... Dar vezi că adică e un tact la fiecare de asta, de cum faci o poveste și cum ce arăți din ea. Repet, acest film este mega, ultra, super inofensiv. Dacă gen o duci pe bunică ta, bunică ta nu înțelege că e vorba de... de atracție, zi, de atracție romantică la un moment dat în acel film. Gen bunică tău o să zică că efectiv erau doi prieteni. Adică e mega, e mega nespus. Adică înțelegi dacă înțelegi. Băg. Bușu fătusc. Este o glumă doar pentru, doar pentru bărbați straight. Pentru restul ne pare rău. Pentru bărbați straight milenial, da, corect. Și da, da, exact, da, filmul în sine este despre mult mai mult decât relația lor. E și despre bullying, e și despre conceptul de părinți sănătoși și despre, mă, e despre mai mult decât... Ce-ți-vă și uitați-vă dacă puteți. Dacă nu, o să apare la un moment dat. Mâine pe Reddit Fire, aparatorul LGBT face glume doar pentru bărbați straight. Cât de ipocrit să fii. Mai sunt ăștia, mai sunt roditori de ăștia de... Îmi dau taguri pe Instagram la tot felul de meme de alea cu, nu știu, socialistul care are iPhone. Păi e frumos? Mă cac pe mine dacă ești de fiecare dată. Cum ai, domne, Samsung S22 și ești socialist, a? Cum ești socialist cu AirPods, frate? Mă rog. Da, pe alarmele alea o să fie testate în București de la filmul ăsta. Natsu, PhD, da, ne-am uitat mai devreme la ea, absolut diabolic. Actual Catel, I guess. Tu Bosch. Am avut, cred că v-am mai arătat, dar stați vă, care a fost primul meu telefon. Ca să înțelegeți cât de bătrân sunt. Poate nu înțelegeți cât de bătrân sunt. Acesta a fost primul meu telefon. Este de la firma Bosch, care făcea și face gen mașini de spălat. Și bor mașini. Acesta a fost primul meu telefon. Respect.
Ce ziceți? Respect? Ăla nu e un walkie-talkie? Atenție, avea antenă. Atenție, avea antenă. Cu ăla bătea tata cuie. No offense, nu cred că ești bătrân, doar sărac. I mean, true. Alții aveau un Nokia, ori de-alea mici, drăguțe, când aveam eu de-asta. Mi-a plăcut. Da, ținea bateria 5 zile original. Și avea cablu de la de încărcare așa de gros. Așa de gros cablu de încărcare. Iulia, uite-l pe ăla. Uite-l pe ăla. Snipuiește-l pe ăla. Iulia, ți l-am văzut eu. Repede, snipuiește-l pe ăla. Bă, nene, de ce se defocusează atât de rapid pe fața lui? Ce weird. Marc. A, l-ai ratat, Iulia. Mie mi-au luat ai mei un telefon mobil că au prins ceva șmecherie. Mi-au luat un căcat de Motorola tot așa cu antenă, dar nu aveau bani să-mi ia și cartelă și mergeam ca prostul cu telefonul pe afară. Ascultam ringtone-uri și atât, da. Ha, bă, să ne uităm și la ăla lui Mircea Bravo cu păcănelele, că nu l-am văzut, adică am văzut doar... Bă! A postat Big Daddy TV 90, tramvaiul V3A 93294 pe linia 19, pe găsim stația Bulevard Nicolae Grigorescu. Shut up! Let's go! Dar cum îl chema pe ăla al nostru? Pe copilul ăla de 13 ani, cum îl chema? Am uitat. Matei. Matei Tramvaie. Ia. Aha, uite-l. Uite-l. Ia uite-l. Acum 3 ore a postat. Aolo, nu e... A, nu, ăsta e Alex Vatmanul. Pleacă, băi, Vatmane de aici. Alex Vatmanul, auzi. A, nu, ăsta era? FTV Trem Spotting, nu. Cum era, men? Aha, bravo. Ia uite-l. A intrat. Ai... Nu cred că e trecere de pietone aici. Cred că efectiv s-a dus pe mijlocul drumului să filmeze tramvaiul. A, ba da, e în stație, mă scuzați. Bum! Păi aveți voi așa ceva în Cluj? Vă întreb eu. Aveți așa ceva în Cluj? Ia frate, hai să vedem reclama anti-jocuri de noroc. Ne vedem mâine, am plecat. Ciao. Ciao. Bă, Mincea, fii atent când ești pe stradă că e plin de reclame la jocuri de noroc. Și sunt mega agresive. Bine, Ali. Știi că nu-s cu astea. Bine, eu ți-am zis. Bus, nu vrei să joci? Că te văd norocos. Mersi, dar nu. Treaba ta, nu știu ce pierzi. Hei, frumosule, vrei să ne distrăm? Nu. Nu vrei să-ți schimbi mașina? Dacă joci la noi, premiul cel mare e o mașină de lux care costă 100.000 de euro. I mean, this is a pretty good insight, că efectiv sunt reclame la jocuri de noroc la fiecare 2 metri, cel puțin în orașele mari.
Și efectiv toate, sunt cele două stereotipuri, ori cu zi, ori cu bombardier, ori cu femeia sexy. Trebuie doar să joci și mașina poate fi a ta. Ok. Hei, salut! Aolo, ăsta, tu... 500 de lei, banii tăi. Mersi. Am doar nevoie de cardul tău. Atunci nu. N-am nevoie de card să-ți iau bani, ci să-ți pun banii ăștia pe card. Am nevoie de datele cardului tău. Atunci cardul și eu mă duc să-i scot. De ce să-i scot? Ești sărac, ai nevoie de 500 de lei? Mai bine te joci, două, trei mâini, îi dublezi, faci 1000? Come on, te distrezi. Nu-ți banii tăi. Pentru cine nu știe despre care era gluma acolo, era fix mizeria faptului că toate cazinourile îți dau bonus la înregistrare, gen dacă îți bagi buletinul și cardul pe site-ul lor, îți dau gen 200 de lei, 500 de lei bonus care să joci, cu care să joci pe moca, cum ar veni. Ca să get you hooked, să bagi în continuare. De unde ai apărut? Cum de unde? Păi ai lăsat televizorul pornit. Hai repede, că n-am timp, imediat intră farmaciile peste mine. Unde pleci? Ies în oraș. Ieși în oraș? De ce să ieși în oraș? Că te poți distra de acasă. În oraș e frig și cheltui bani. Aici e bine și poți să și câștigi. Stai acasă. Hei, ești ok? Ai mai intrat la noi de 5 minute. Nu mai am bani. Băi, de ce mă defocusez? Băi, turbaților care sunteți, nu poți să-i scoți coaie, trebuie să-i bagi la păcănele. Voi ce credeți că vă lasă să ieși? Și pardon, da, am zis prost 200-500 de lei, e gen îți dă 30 de lei max. Voi credeți că te lasă să-i scoți? Trebuie să-i rulezi acolo. Vă rog eu frumos, just don't. Credeți-mă pe cuvânt. Just don't. Pierdu tot. Hai mă, cum să pierzi tot? N-ai familie? N-ai părinți? N-ai bunici cu pensii? Prieteni de la care să te împrumuți? Și da, de cel mai multe ori trebuie să bagi tu încă pe atâta, gen, dacă bagi 100 de lei îți dă, sau dacă bagi tu 30 de lei îți dă 30 de lei în plus, după ce ai băgat tu deja 30 de lei. Ai auzit de datorii? Te văd tânăr și în forma aia, amândoi rinichi. Dacă i-ai, încă n-ai pierdut tot? Semnul exclamării petiție, dacă nu ați semnat încă petiția de la Declic. O spamez eu acum imediat. Link-ul este în chat, dacă nu ați semnat-o încă, vă încurajez cu mult drag și cu mult respect. Dați click, semnați-o, nu-i mai căcat. Vă puneți numele și atât. Câte s-au strâns? Cât erau? 90.000? Holy shit, 121.000, let's go! Let's go! Așa, asta s-a dat deja? Da, uite, 28 februarie. Senatorii au lăsat reclamele la jocurile de noroc pe TV cu restricție de ore. Păi da, deja era restricție de ore. Amendament nou, vedetele, inclusiv cele sportive, nu mai pot promova pariurile sportive. Și cu ce te ajut?
Au schimbat forma inițială a proiectului, care interzicea total reclamele la jocurile de noroc. Forma mai blândă permite spoturi pe internet, la TV, numai între 23 și 6. Dar nu așa era deja? Nu era între 23 și 6 deja? Iar reclamele outdoor nu pot depăși 30 de metri pătrați. Oh, nu! Nu mai au voie să facă de alea pe blocuri. Oh, nu! Ce mizerie! Uite, apropo, ce înseamnă petițiile astea mari de toți ratații care fac. Ce face, domn? Nu face, domne, nimica cu petiția. Te simți tu mai bine? Bă, da, e un căcat de gest care uite că la finalul zilei face în conjurul presei și face în conjurul zii. Când este briefuit un parlamentar pe ce se întâmplă, zice, bă, nene, vezi că au semnat 100.000 de oameni petiția aia. Adică nu e chiar așa... de neinteres. Uite, forma inițială a fost susținută și de ONG-ul de Click, care a anunțat în cadrul comisiilor că a strâns peste 116.000 de semnături, acum 126.000, pentru interzicerea totală a reclamelor la jocurile de noroc. Uite, PNL cu PSD, cine altcineva? Amenda pentru nerespectarea legii este între 10.000 și 50.000 de lei. Nimic, adică literalmente nimic. Între 2.000 și... Păcă boală. Fii responsabil, înlocuiește, joacă responsabil, Doamne Dumnezeul. Faptul că în Republica Moldova sunt interzise de tot, mi se pare absolut fascinant cum Republica Moldova se pișe pe noi. Trei de fuck up se pișe pe noi. Da, 2000 de euro amendă la aia care învând sute de milioane de euro anual. Păi da, erau în pauzele de meci, puteai să pui în cadrul evenimentelor sportive, da. Și dacă se întâmplă în nenumărate rânduri, nu se mărește amenda? Păi ba da, se mărește. Între 2.000 de euro și 5.000 de euro sau cât era. 10.000 de euro. Programul 23.6 se aplică și la streameri? Bă, stai, actually, eu am râs, dar zice că și pentru internet se aplică. Eu am râs, dar zice că și pe internet se aplică. Sau? Nu cred, de fapt. Reclamele la jocurile de noroc și casele de pariuri sunt permise în audio-vizuală. Na, nu, e doar TV. E doar TV. Dar zicea aici... Forma mai blândă permite spoturi pe internet, la TV... Ah, da, deci permite pe internet. Da, men, dar oricum n-ai organism de control al internetului, deci n-ai cum să raportezi oricum. Omule, dacă interzici reclamele astea, înseamnă că a doua zi Liga 1 se desfințează, mi se rupe mare pulă. Bă, dar ce ratat ești să mor eu. Cu tot respect, omule, dar ești ultimul ratat. Deci faptul că Liga 1 este atât de vai morții încă nu-și poate găsi niște sponsori ca lumea și preferă să ia bani de la toate nenorocirile de cazinouri, asta înseamnă, adică ce, e mai important fotbalul decât oamenii care se sinucid de la datorii și de să împrumută la cămătar să bage la păcănele, nu? Asta e mai important Liga 1. Tu te recu cu fotbalul, pis din mătii. Cu tot respectul zic. Oh, nu, moare Liga 1, îi surpe pula. Ăsta e un om care bagă în plan, bagă la pariuri. Ăsta e un om de heavy user la Betano. Nu mai are pe ce să parieze. Trebuie să parieze pe Liga 2 din Germania.
Ce-mi place asta, domne, dacă nu mai sunt, tu știi cu aia că aceeași, dacă vrei să faci un argument și mai bun, poți să-l faci asupra faptului că jocurile de noroc sunt cel mai mare contribuabil la bugetul statului. Ăla e un argument mai bun, că rămâne tot statul fără o cuică de bani. Da. În același timp, nu e 100% adevărat că, în mod evident, banii o se consume pe altceva și nu pe jocuri de noroc, da, mai. Avem 800 de săli de jocuri pe județ. Vreau să știu câte sunt în București. Dacă asta e media. Mai bine facem reclamă la Coca-Cola și facem diabet. Da. Da. Mm-hmm. Exact. Păi sistemul ăsta mai bine ne sirugine cu toții cu aia. Că nu e așa, adică n-ai ce să faci ca să fii ok. Dar nu-mi dau seama când exact te-ai dus și ți-ai furat aurul din casă și l-ai băgat la amanet din cauza Coca-Cola? Că nu mi-e clar. Când exact din cauza Coca-Cola s-au sinucis oameni? Că nu mi-e clar. Când exact din cauza Coca-Cola se duc liceenii și bagă la păcănele în timpul orelor? Că nu mi-e clar exact. A, nu se întâmplă? A, sunt grade diferite de rău, indiferent cum privești ideea de rău, că poate pentru unii oameni să bagi zahăr în tine cu tona nu e rău. Deci cum? Că nu mi-e clar când exact s-au aruncat oameni pe bloc de la Coca-Cola. Eu am cunoștințe personale care nu s-au sinucis, dar au ajuns în depresii cu suicid, cu gânduri suicidale și pula aia de la jocurile de noroc. Când exact s-a întâmplat asta la Cola? Că nu mi-aduc aminte. A, nu s-a întâmplat? Mănânci doar căcat? A, ok. Bun. Din cauza ta vei lăsa departamente întregi de marketing pe drumuri. Da, din cauza că Fire nu face reclame la jocuri de noroc, oamenii de la marketing, de la Betano, să tăvălesc pe jos. Sunteți ultimii oameni cu aia. Ambele sunt la fel de rele. Și da, adică, da, în mod evident că și infracționalitatea e strict legată de cazinouri, pentru că nu e așa, se fute creierul. Când devii dependent de jocuri de noroc, se mai dependent în general de orice, se fute creierul. Tu nu mai crezi că e ceva, cine știe ce, să furi din casă, să furi o geantă, să whatever, mă rog. Mulțumim de argument, omule. Voi reconsidera părerea mea despre jocurile de noroc după argumentul tău superb. A mai venit un ratat cu aceeași de asta de whataboutism. Găbărâle mă de jă! Mulțumesc foarte mult pentru 5 gifted subs. Sărut mâinile. Da, din aceeași motiv am aceeași boală și pe crypto. E vorba, adică, bă, fiecare își trage linia de moralitate unde și cum vrea. Pentru mine, genul de căcat care face rău direct, oribil, mult, acum, instant, e de 5 ori mai important decât, știi, micile căcaturi la care, știi, poți morile să renunți, care nu creează dependențe nenorocite, care whatever. Știi că adică poți să te... Nu e nicio tragedie să nu mai bei cola zero. Chiar nu e nicio tragedie. Când ești dependent de jocuri de noroc, este o tragedie. Îți vine să te sinucizi. Ai sevraj. Sunt oameni care se sinucid zi lumină de la boala pe care ți-o dau jocurile de noroc. Dar de alcool... Bă, nene, dacă vreți să faceți pe avocații diavolului, ce-ți-vă și faceți? Adică pe mine nu mă deranjează. Dar gen, voi vă faceți de râs cu căcaturile astea. Doamne, da, de alcool, de ce nu zici? Doamne, da, de... Că, uite, n-am chef. De ce nu zici, da...
Păi, da, dar asta aici nu vorbește, a? La fel, fiecare își trage linia moralității unde vrea. Dacă ți se pare că linia moralității trebuie trasă la veganism, felicitări, ai tot respectul meu. Dar, în același timp, știi, eu personal am o fire mai, nu știu cum să zic, mai hedonistică, dacă dorești. Eu-s mai mult ca bunică tu, care zice, știi ce să fac, domne, să mor bând doar apă? Asta-i capul meu. Asta-i capul meu. În același timp, sunt rațional când vine vorba de știință, da? Adică aș fi 100% de acord să interzicem toate produsele cu o căică de zahăr adăugat, aș fi 100% de acord să interzicem tot ce înseamnă țigări, aș fi 100% de acord să punem limite și chestii pe tot ce înseamnă alcool și așa mai departe. Faptul că sunt eu de acord schimbă ceva? Nu. Dar în același timp, again, eu limita moralității mi-o trag aici. Mai beau o cola, mai fumez o țigară, mai beau un cocktail, mai whatever. Nu zic că și tu ar trebui să faci chestia asta. Asta e limita mea a moralității. Asta mă jupăm de cap. Tu, dacă vrei să fii 100% vegan și să stai toată ziua să salvezi pisicuțe din copaci, felicitări. Tot respectul din lume pentru dumneavoastră. Dar în același timp nu mă trage și pe mine la cum consideri tu că trebuie să meargă lumea sau cum, whatever. Again, dacă vorbim de știință și de politici publice și de whatever, întotdeauna o să fiu pro schimbări de genul ăsta, știi? Dacă mâine se interzice carnea, sunt fericit. Sincer, sunt super fericit dacă mâine se interzice carnea. Se va interzice mâine carnea? Nu. Știi, adică și mi se pare că în felul ăsta tragi 15 de concluzii în care ajungi straight up să nu mai trăiești în această lume, să ajungi super doomer în legătură cu orice. Marc. Mie îmi bagă cola bani în buzunar ca să nu trebuiască să iau bani de la fast fashion și să pot vorbi despre asta. Da, și la fel, adică și când vorbim de influencer. După cum ați văzut, îmi trag linia moralității la cele mai nenorocite chestii din societate. Acum, peste 5 ani, linia mea a moralității, în mod evident că va coborî la următorul, știi, când se vor interzice cu complet reclame la păcănele, linia mea a moralității va coborî la the next worst thing. Că așa merge mie mintea de, cu tendințele mele hedonistice, de whatever. Și am mai zis de 15 milioane de ori că genul ăsta de caterincă cu schimbarea individualistă, am mai zis de 15 milioane de ori și este și dovedit că este un fucking bullshit asta cu nu mai aleg eu să nu mai beau cola și se schimbă lumea mâine, aleg eu să nu mai nu știu ce, nu, căcaturile astea trebuie reglementate din fașă. Trebuie reglementat din fașă, de exemplu, ca toate băuturile să nu mai conțină sau toate produsele care au single-use plastic să nu mai aibă. Lucru care se întâmplă acum încet în Franța, de exemplu. Sau toate fast food-urile să nu mai aibă produse atât de procesate. Ceea ce se întâmplă la fel în Franța cu McDonald's și toate alea. Dar au înlocuit cartofii cu alte legume sau încep să înlocuiască cartofii cu alte legume și așa mai departe. Chestiile astea se fac din fașă. Faptul că nu mai mănânc eu Mac literalmente nu ajută pe absolut nimeni. Da, exact, da, de fiecare dată, da, asta e. Adică eu de asta mă iau de toți oamenii ăștia de zic, știi că eu încerc să am o conversație rațională și să admit, evident, cum zic de fiecare dată, că nu este cel mai, că nu avem cum să fim 100% moral și nici eu la rândul meu nu sunt 100% moral. Adică nimeni nu este 100% moral oricum ai dau-o, la orice nivel. Și dar, în mod evident că nici eu nu pot să fiu 100% moral când vorbim de noi așa colaborări cu brand-uri și la ala, pe unde mă enervează când încerc să avem o discuție gen X e rău și sunt unii care gen creierul lor gen nu poate să asculte discuția despre X e rău, ci despre de ce eu sau oricine altcineva consideră că X e rău și de ce, nu știu, niște nuanțe, de ce fumezi dacă știi că tutunul este rău, gen. Nu, discuția nu contează, contează asta, creierul de maimuță îi zice: păi da, și aia e rău. Da, și altceva e rău.
Păi, de ce zici de țigări dacă tu bei cola? Știi? Adică aia, de-aia fac mișto de oamenii ăștia. Adică, hai să vorbim despre... Gen, adică, dacă vrei să avem o conversație sinceră, more likely, eu-s cu tine. Pe toate temele astea de a fute în gură căcaturile care distrug această lume. Uite, eu de exemplu am un... E o simplă scuză pentru a-ți justifica acțiunea, părerea mea. Ce nu este o scuză pentru a ne justifica acțiunea, prieten drag? În sistemul în care trăim, ce nu este o scuză pentru a-ți justifica acțiunea? Normal că este o scuză pentru a-ți justifica acțiunea. Cu toții trăim în aceeași disonanță cognitivă în acest sistem în care suntem acum. Cu toții trăim într-o disonanță cognitivă în care ne justificăm acțiunile. Îți justifici acțiunea de a parca pe trotuar cauză că trebuie să ajungi la muncă, că altfel te dă șeful afară. Îți justifici acțiunea de a lua 50 de lei de pe jos și a-i băga în buzunar în loc să-i duci la poliție, că e norocul tău. Îți justifici... Etică. Cu toții ne justificăm acțiunile în felurile noastre. Problema, dacă vrei, adică unde poți să intervii, din punctul meu de vedere, ceea ce, adică cum gândesc eu, este cât de mult nu bine e cuvântul. Nu știu. Cât de mult impact pozitiv poți să ai în timp ce trăiești în această societate mizerabilă. Despre asta e vorba. Că la fel, adică și repet, ne întoarcem la discuția de ce ai iPhone și ești socialist. Deci aici ajungi cu această gândire. Ajungi cu această gândire că, păi fumezi și nu știu ce, faci reclamă la cola și nu știu ce, nu știu ce. Efectiv, ajungi la de ce ai iPhone deși ești socialist. De ce îți dorești o lume mai bună deși continui să trăiești în această lume. Efectiv, la asta ajungi de fiecare dată cu această discuție. Și din punctul meu de vedere, repet, discuția cred că ar trebui să fie, cel puțin pentru mine, asta e discuția de cât de mult impact pozitiv poți să ai în timp ce trăiești în această societate. Mă rog. Uite, eu de exemplu am un struggle personal și intern cu tot ce înseamnă promovarea, indiferent că beau sau că fac o reclamă pentru un brand, la alcool. Pentru că noi așa trăim în România, care este o țară nenorocită de conceptul de alcool, în care avem spiritul Mona cu o femeie pe el ca să poată să-l aleagă alcoolicul mai ușor la raft și să-l bea și așa mai departe. În timp ce eu am o relație ok cu alcoolul și am avut întotdeauna și știu, am măsură și nu fac urât și nu whatever, lucru pe care îl încurajez mereu la ala. Dar în același timp știi, e ok să mai beau un păhărel pe stream? E ok să fac o reclamă la Campari? Și da, la finalul zilei la asta se reduce. La a justifica acțiunile tale pentru XYZ. Lucru pe care îl facem cu toți. Nu sunt nici eu, nici nimeni unic în chestia asta. Again. Ca să fac un rezumat. Pentru mine important este să futem în gură ceea ce este cel mai nociv la ora actuală. Exact lucrurile care mi se par mie, apropo de, știi că mai întreabă lumea la ce n-aș face niciodată reclamă. Exact ce zic că mi se pare cel mai nociv la ora actuală. Țigări, jocuri de noroc, industria de gaze și de petrol, nu știu, case de pariu, whatever, nu știu, am mai dat tot felul de exemple. Din punctul meu de vedere, astea sunt nenorocirea care ne ține pe toți în același căcat acum. Crypto, la fel. Pe asta vreau să mă concentrez acum. Mai peste 5 ani, probabil o să trecem la următorul căcat. O să trec eu personal la următorul căcat. Merg. Ideea e, înainte să urli, wow, nu pot să cred cât de ipocrit este X și Y și whatever, gândește-te la de ce e ipocrit și dacă e singur om ipocrit și dacă nu cumva trăim toți în această ipocrizie. Acum, don't get me wrong, și eu râd și cu curul
de toți pârliții, tip Dorian Popa, care... Păi, deci m-am enervat atât de... Am strâns asta când am zis, m-am enervat și am pocnit, sper că n-a scos cioburi. Deci m-am enervat atât de tare cu Dorian Popa, cu aia care a avut 15 miliarde de reclame la păcănele, pe străzi, pe online, pe YouTube, pe Instagram, pe peste tot. Și a avut un story, man, cu câteva zile în care zicea, cu, nu știu, o săptămână, două, în care zicea, nu mă las până nu educ copiii acestei țări. Și dădea lecții de gramatică. Aia se scrie așa, aia se scrie așa. Conceptul, nu mă las până nu educ copiii acestei țări. Pe același Instagram pe care făcea reclamă la Amanet, la cămătari. Păi, efectiv, îmi venea să sparg telefonul cu aia. Păi, îmi venea să sparg telefonul de nervi. Incredibil, man. Again, limitele moralități. Fiecare și le pune unde vrea. Uite, pentru mine asta îmi vine să sparg telefonul. Pentru altcineva poate să zică, păi da, frate, dar trebuie să mănânce și el că e pe grindset. Sau altul poate să zică, wow, cât de nenorocit, pușcărie 25 de ani. Nu se lasă până nu educă copiii acestei țări, dacă se scrie cu un singur i sau cu doi de i. Degeaba ții încă un job dacă tu strângi bani ca să poți să pleci o săptămână la mare să-i prăpădești pe toți. Nu, îți iei două joburi, strângi din dinți, muncești de sar capacele și când ești cel mai obosit și spui acum... Un om care a făcut asta, Dorian Popa, faimos pentru faptul că și-a luat două joburi și a strâns din dinți. Am nevoie de o săptămână la mare? Nu. Cu banii aia spui, acum am deschis o rulotă de street food. Bravo. Ai banat videochat? Uite-me, vezi, despre asta vorbesc, știi? Eu vorbesc despre țigări și jocuri de noroc. Și ăla, el nu... Ziu, ai banat videochatul sau nu? Că am eu boală pe curvele alea. Cu mulți bani și eu nu fac. Cu siguranță nu-i vina sistemului că eu n-am bani. Cu siguranță îi vine la fetele alea că fac ele mulți bani la cameră. Ratați puli. Cu tot respectul vă zic, da. Mă rog. Dar nu se folosesc de slăbiciunile oamenilor. Vă ador. Auzi, Coaie, dacă chiar vrei să ai o discuție despre chestia asta, du-te, uită-te la videourile mele despre OnlyFans de pe YouTube și după te întorci aici. Am răspuns la toate aceste întrebări. Dar toți trebuie să avem o afacere, cu toții trebuie să avem o afacere și să ne pricepem la business, exact, această idee canceroasă care urlă ultimul stadiu al capitalismului. Cu toții trebuie să fim antreprenori, toți trebuie să facem bani din afaceri. Doamne, e atât de... Doamne... Dorian Popa e delusional, când a venit la Shelly Show a spus tu decizi greu sau ușor, alegi ușor pe 1500 de ron și mănâncă toată familia sau vrei mai mult? Wow, ce nebunie, nu e de pare că este fix invers și cele mai grele joburi sunt alea pe 1500 de ron. Super tare, frate. Ai văzut că a vorbit Bucharest Bike Traffic de tine? Doamne, nu vreau să știu. Efectiv, nu. Just... Nu-mi ziceți nimic despre această informație. Nu vreau să am beef cu Bucharest Bike Traffic. Tot respectul. Nu, vă rog frumos. Uite, mie îmi place stilul ăla de viață foarte lent și să mă bucur de fiecare minut din viața mea. Nu-mi doresc o afacere, îmi doresc un salariu decent să fie suficient să fiu cât se poate de fericită, pentru că pentru mine conceptul de a avea foarte mulți bani nu mă face automat și extrem de bine în viață. În mod evident. Și așa este 99% din populație dacă stai să o iei la puricat. În mod evident. Că nimeni nu... Atât timp cât ai putea să trăiești
bine, confortabil, fericit, orice înseamnă fericirea pentru tine, să poți să faci ceea ce îți dorești în timpul tău liber și așa mai departe, nimeni nu zice am nevoie de 15 triliarde de miliarde de dolari pentru că n-ai avea ce să faci cu ei dacă ai avea tot confortul necesar vieții by default. Ha, păi este comunism. Dar i-am pare rău. €1,000 bani jos, că Bucarest Bike Traffic a zis Silviu Fraier. €1,000 bani jos. Ideea că toți să fim antreprenori este contra intereselor capitaliste. Dacă toți suntem antreprenori, nu mai există angajați. Nu, este doar un vis care ți este vândut ca să muncești și mai tare la patron. Este literalmente un vis care ți este vândut ca să tragi și mai tare la patron, ca să faci salariul ăla și mai mare. Este un vis de a vinde cursuri și cărți tip Kiyosaki. Dacă îi se arde solarul din casă, nu mai vedem 2 săptămâni. Da, Dorian a uitat când era alba, e problema lui. Da, again, știi, la fel, întorcându-ne înapoi, știi, cât de tare poți să-l condamn pe Dorian Popa că vrea să exploateze sistemul ăsta cât de mult poate. Asta a fost învățat, ăsta a fost visul. Eu ca economist văd foarte des mari economiști. Ce economiști ești tu dacă n-ai bani de un subscribe pe Twitch? Încerc scuze. Eu ca economist văd foarte des mari economiști români care zic că e absolut necesar ca toți românii în 2023 să aibă educație financiară, să știe ce sunt ale investiții, stocks and so on. Da, voi băga la bursă 200 de lei. Nu e ca și cum într-o lume normală un om care muncește cinstit ar trebui să ducă o viață bună și la pensie să poată să stea liniștit. Nu, let's invest in stock, guys. Distopie, efectiv. Efectiv distopie, da. Efectiv distopie. Da, exact, da, exact ce zice omul ăsta. Conceptul de a trebui să te educi financiar de pe internet, să știi, cum să bagi la bursă ca să devii independent. Acest concept, în ce lume trăim? Holy fuck. Să știi cum să bagi cripto ca să devii independent financiar. Că altfel nu se poate, literalmente, că altfel nu se poate. Suntem literalmente într-un stadiu de ori faci combinații, ori mori de foame. Alege. Nu mori de foame, gen fizic. Gen, ești foarte aproape să mori de foame în fiecare lună. Ah, da, astea de la ING, de... Ia și bagă la bursă prin ING, bagă la fonduri! Da, men, asta este în aplicație de la ING. Te duci să bagi la bursă în direct în aplicație. Da, și toate, atât de funny e că toate astea de investiții financiare sunt fix, cum îi zice, da, efectiv păcănele vibes. Păi și multe aplicații de trading am văzut că folosesc tot felul de incentives astea de la păcănele. Cum îi zice? Am uitat.
A, da, că toate sfaturile financiare de la toți boșorogii ăștia sunt fix de alea copiate din America anilor 60. Din America anilor 60, unde dacă lucrai ca casier, în 5 ani îți luai casă cu două etaje. Și toate sunt fix pe alea cu, știi, salvează pentru la bătrânețe. Și ce să scoai, am 25 de ani, ce bătrânețe coaie, mi-e foame. Efectiv, men, toate sunt, domne, să-ți bagi banii. Ce să bani, n-am bani, ce să bag? Ce să bag? Pune bani pentru la bătrâne, mă doare în pula de bătrânețe coaie, mor de foame acum, gen acum aici. Da, Olsu, ai inflație de asta, odată la 10 ani ai inflație 10-15%, tu salvezi pentru la bătrâneți. Păi boagă la bursă, că S&P-ul crește constant, cu siguranță nu se va prăbuși de tot la un moment dat. Da, asta e atât de funny, man, întotdeauna astea. Pune $50 pe zi și la bătrânețe vei avea €1.000.000. Nu am 50 de dolari pe zi. Ce bătrânețe, că nu am. Da, acum, jokes aside, dacă... Cred că cel mai important sfat de educație financiară este conceptul de fond de urgență. Adică că din... Și 50 de lei, dacă puteți să puneți deoparte pe lună din salariu, este absolut fantastic pentru când ai vreo urgență medicală sau whatever. Că în momentul în care ești sărac, așa intri în vortexul sărăciei, nenorocite și a datoriilor. Efectiv, se întâmplă o nenorocire. Se bulește mașina ca toți dinții din gură. Doamne ferește, faci vreo boală și te apuci și te împrumuți. Ca să te tratezi, ca să-ți faci mașina, ca să la și rămâi din datorie. Până ajungi să împrumuți 20.000 de euro de la bancă și să fugi în altă țară. Ce bazați mi se par românii aia de fac asta? Ce mă șmecher români cu aia? Am auzit o căică de cazuri de astea de... Om care se duce la bancă, împrumută 20.000 de euro, sună la CTLM, la toate căcaturile, toate cămătărelele alea, iau bani de pe unde pot și fug din țară. Singura problemă e că nu-i duce capul să nu fugă tot în UE, că dacă fugi în UE, pula, te prinde. Da, suntem o țară de proprietari, da, ce-mi place aia. Păi vinde-ți apartamentul. Vinde apartamentul, dormi pe străzi. Mă, nene, asta e chiar exagerat. Cum poți să sfătuiești oamenii să nu investească? E foarte bine că ai scris asta, pentru că nu am sfătuit oamenii să nu investească. E dovedit matematică, cu cât investești mai mult, cu atât te pensionezi mai repede. La 25-30 de ani, deja trebuie să te gândești ce faci în 5, 10, 20, 30 de ani. Dar singura ta problemă este că nu este dovedit matematic, este dovedit uitându-ne în trecut. Dacă tu vrei să-mi zici mie că economia de astăzi se aseamănă cu orice de acum 30 de ani, să-ți fac investițiile pentru tine. Părere, faceți ce vreți cu finanțele voastre. Eu fac mișto de toți ratații ăștia cu sfaturile lor financiare din americanilor 60. +2=4, ce e așa, ce e așa prost? Da, gândește doar dacă ți investeai bani acum 3 ani în Luna și FTX. Da, problema la noi în țară, că de asta am și eu această gândire și cred că cu toți o avem, cu de ce să sufăr acum ca să trăiesc mai bine la bătrânețe, când la bătrânețe oricum sunt vai morții mei, este că ne și doare la banane de tot ce înseamnă omul bătrân, de la sistemul medical începând. Că dacă te duci într-o țară care își respectă seniorii, o să vezi că na, poți să ai o viață fericită la bătrânețe. Numai că noi avem experiența exclusivă a oamenilor care încep să se chinuie cu toate problemele de sănătate de la 60 de ani în sus.
Și astfel evident că te gândești de ce căcat, de ce căcat aș vrea să investesc în oricum, în secunda în care oricum trăiesc o viață de căcat. Bine, ok, ca rezumat, comentariul meu era despre toată ideea asta de cu toții trebuie să fim afaceriști, că altfel failuim în viață. Lucru care, din punctul meu de vedere, este semn al unei societăți bolnave care urmează să se prăbușească cât de curând. Referindu-mă la sistemul economic și toate cele. Pentru că nu este sustenabil. Că în momentul în care toată lumea gândește așa, de cele mai multe ori se întâmplă ce s-a întâmplat în țările care aveau gândirea asta prea mult. În ce investești? Nu investesc în nimic, investesc în ce căcat fac aici și în oamenii care mă ajută să fac căcatul pe care îl fac aici. Investește în mine, zice Sabina. Eu sunt prost, că eu niciodată nu o să fiu multimiliardar pe insulă, niciodată nu o să am complexul meu de apartamente ca Dorian. Eu prost. Dar efectiv, investesc în a trăi mai bine și de a mă bucura de viață cât de mult pot acum aici. Păi asta e criminal! Asta e criminal, tu nu te gândești! Nu te gândești la bătrânețe! Nu te gândești la... Nu știu, investesc, o trimit pe bunica mea și pe bunica mea în vacanță la bătrânețe, în asta investesc, nu știu. Câți bani aveai acum dacă acceptai toate ofertele de promovare la Păcănele și altele? Nu știu, dar cel puțin quadruplu. Dar nu e doar de Păcănele, man. Eu nu prea vorbesc despre asta, că nu vreau să flexez sau să... Că știu că sună așa, dar gen... Eu refuz gen 90% din căcaturile care vin spre mine, adică și de la branduri pe care mulți ar considera ok sau whatever, sau nu știu, dacă nu-mi place campania sau ce zice sau ce trebuie să zic eu sau în ce postură trebuie să mă pun pe mine, gen, nu știu, e la fel, e limita sell-out-ului, cât e ok să faci reclamă la X sau la Y. Da, la fel, adică îmi trag eu de fiecare dată toate astea. Adică, mă, la finalul zic că de-aia, zic că de-aia mă amuză de fiecare dată. Doamne, ăsta ia bani de la corporații. Doamne, dacă aș lua toți banii care mi-au fost oferiți de la corporații, ce bine aș fost. Nici n-aș mai fi făcut Twitch acum. Mă vedea o dată pe lună, când mai aveam chef să mai postez. Ce o reclamă la Huawei? La toate... Da, asta zic, adică multe dintre ofertele pe care le-ai refuz sunt și de la branduri foarte ok, dar nu știu, nu-mi place una, nu-mi place alta și na, fac. Da, așa cum fac reclamă la implant de păr pe barter, exact. Că până la urmă, na, e despre sănătatea mea mentală și de a dormi sănătos la cap, știind că nu mi-am călcat pe X și pe Y. X și Y decise de mine și nu de un băiat de pe Reddit. Dar sincer aș face reclamă la Huawei doar ca să-i enervez pe ea din de pe Reddit. Păi a primit bani direct de la Xi Jinping. Cu Bux nici nu am o problemă, două. Sau cu alți influencer fomici de fac reclamă la Oppo și la bă, am văzut. Nu mai știu, cine... Hello? La ce influencer? Mi-a apărut un TikTok cu cineva care zicea că s-a dus cu un telefon ăsta chinezesc în excursie și că și-a consumat 2% din baterie toată ziua după ce a făcut poze și toate cele. La cine am văzut acel TikTok? Mai ține minte cineva?
Nu, era ceva influenceriță. Valerii Lungu. Fii atent cu aia, să-mi bag pula morții mei. Efectiv, publicitate mincinoasă. Stai așa. Ilegal, by the way. Era pe TikTok? Unde era cu era? Era pe TikTok. Știi cineva despre ceva? Aha, mulțumesc. Bă, ce... Dați și voi un link. Unde era, men? Era în mașină undeva. Era în mașină, se ducea undeva. Unde se ducea? Nebunesc. Nu, asta e deja 2022. Până n-a văzut nimeni dreanța aia de reclamă? N-a râs nimeni de reclama aia? Da, e o fată, dar a fost la Bravo Stil. Eu am văzut la Zosto. Bine, dăm link de la Zosto. Dăm să văd. Că nu mai știu unde am văzut. Vezi că e în blocul lui Zosto. E la Asociația de Locatari. Mulțumesc. A, era pe Instagram, ok, super. Stai, ăsta e? A, da, ăsta e. Așa. Atenție. I also filmed an unboxing on my new Honor România. Pentru cine nu știe, Honor e ceva chinezărie de-aia, gen Xiaomi sau Huawei, dar e gen mai prost ca Huawei. E gen și mai prost. Ai Huawei în sine. Honor e Huawei, ok, bun. Nemarcat, desigur, ca publicitate. O cărămidă asta nenorocită. Așa. Și ce ai făcut cu el? Ia zi-ne. Pentru că am în mână noul telefon Honor și că merg într-un city break foarte drăguț. Încă dacă nu ați ghicit locația, mergeți în... și spuneți-mi unde credeți că plec de data aceasta. Iar până atunci mi-am propus ca în aceste două zile să testez bateria acestui telefon în astfel de situații, poze, videouri, toată ziua pe Waze, așa că chiar vreau să... Deci va testa performanța bateriei acestui telefon toată ziua, cum a zis, încă o dată. Toată ziua pe Waze, așa că chiar vreau să testez bateria acestui telefon în astfel de situații, poze, videouri, toată ziua pe Waze, așa că... Poze, videouri, toată ziua pe Waze, da? Că chiar vreau să îmi promiți multe. Fiți alături de mine ca să vedeți dacă ține sau nu bateria. Am ajuns la destinație! Și vreau să vă zic că bateria mea are 98%, efectiv după atâta drum de condus. Hotel Ivașcu, let's go! Bateria are 98% de la București la Brașov sau unde s-a dus ea. Cu Waze-ul pornit, cu ecranul pornit. Cel puțin 2-3 ore. Are 98%. Strida reclamă mincinoasă pe direct. Se ducă cineva cu să o reclame la ce are cu să reclamă, la ANPC sau la whatever. Păi incredibil cu ea, dar cum minți în halul ăsta? Bă, cum minți în halul ăsta, mă, frățioare? Nu ți-e rușine? Nu ți-e gen un pic rușine la obraz? Dacă zicea 80%, hai mai ziceam! Mai ziceam, ok, bine! 2%? 2% că ecranul pornit 2-3 ore? Tare. Tare cu aia. Șmecher.
Și adică despre asta vorbesc. Despre asta vorbesc. Eu prost că nu-mi plac banii. Aia, la finalul zilei vă zic eu. Eu prost că nu-mi plac banii. Da, uitat să zică că era la încărcat. Da, exact. Nu e reclamă, ea doar își ajută prietenii de la Honor. Da, de Honor se descarcă doar 2% când tu folosești iPhone, exact. Știi, la fel, aceeași chestie. Uite, eu refuz, de exemplu, să fac orice reclamă de asta, tip... consumă produsul X, produsul X e cel mai bun, wow, ce-mi place produsul X, nu-mi vine să cred cât de des îl folosesc. De-aia fac, am făcut reclamă la Pepsi și beau și cola, de-aia am făcut reclamă la Samsung și folosesc și iPhone, că nu-mi plac genul ăsta de reclame, că le-am văzut destul cât lucream în publicitate și întotdeauna au doza aia de cringe și de... Haide, folosește, ăsta este cel mai bun, ăsta este cel mai tare, whatever. Sunt în același timp branduri care îmi colaborez și care îmi plac foarte mult toate astea din zona de servicii, gen Flip, OLX, whatever. Ah, by the way, mâine avem stream dintr-o locație care nu este de la mine de acasă, nu o să vă vină să credeți. Și Sephora face reclamă la... Da, men, să fac. Adică problema nu este reclama în sine. Problema este nivelul de minciuni și publicitatea efectiv mincinoasă, dar la modul ăla nenorocit de mincinoasă. Nu este nici măcar în Brașov hotelul, este în Maramureș, la 600 de kilometri. Nu știu, poate nu stă în București, ia. Poate nu stă în București, ai gândit la chestia asta? De ce nu colaborez cu ceva legat de parfumuri? Pentru că, în general, reclamele pe parfumuri nu se fac cu oameni ca mine. Locul pe care îl înțeleg. Adică, parfumurile, cel puțin în România, sunt de 90% femei și restul de 10% care fac reclame la parfumuri sunt bărbați model actori. Că, da. Las că mâine pe mine fac eu parfumul meu. Face spume atunci, face Ana Morodan spume. Doi la asta baterie cu aia. Parfum cu note de voievod, da. Clonă Odu Sense Incoming, nu facem clone. Dar oricum nu e de parcă... Ce s-a întâmplat cu această cameră? Literalmente nu i-am făcut nimica. Mai dați comentarii pe parfumuri la Notino că se de la Fire ca să ia moșul sponsorizare. Băi, ce frumos, coai. Foarte. Este domnul Wes Anderson. 479 de lei! Bă, acum depinde cum a fost făcut și unde, că adevărul e că nu poți să ajungi niciodată la prețurile de... Nu poți să ajungi niciodată la prețul de parfum de designer. Da, deci dacă eu sau oricine altcineva vrea să-și facă un parfum care o să fie cumpărat de gen 2000-3000 de oameni, nu o să poți niciodată să-l faci la 250-300 de lei, să ne înțelegem. Că n-ai cum, te duce producția mult prea mult. La fel ca la orice alt produs. Pussy, the end is where we start from. The beginning is where we are brave enough to say pussy pa. Usipa vocilor care ne spun că suntem prea ok cu ei. Piersică, peach, plum, strawberry, iris, lily of the valley, jasmine. Oh my god, e de la super dulce. E de la mega dulce. Parfumul are o prezență pe piele de până la 9 ore. La fel, reclamă mincinoasă, baby, let's fucking go.
Oare de ce restul oamenilor care, restul brandurilor care vând parfumuri nu poate să zică chestia asta? Pentru că n-ai cum să o susții, pentru că pH-ul fiecăruia este diferit și nu ai cum să susții că un parfum rămâne pe pielea ta până la 9 ore. Tare. Produs în Franța. Parfum realizat de nasofactura. Ah, da, ești ușor pe ăștia. Inclusiv pentru Ana Morodan. Da, deci dacă și-a făcut textul, dacă și-a luat de asta zi, dacă și-a luat casă de parfumerie și-a făcut exclusiv pentru ea, deși, nu știu, mie greu să cred că este destul asta. Da, merg, adică dacă ea susține că este exclusiv, cam pe aici trece prețul. Poate putea să lase puțin mai jos, poate putea să lase puțin mai jos prețul, dar cam pe aici te duce. Nu este exagerat de mult. Deși, mă, 50 de mililitri, hai, mă, hai să zicem. Cred că putea să-l lase la 400, da, mă. Acum aia săracă nici nu mai e relevantă, trebuie să bagi și marketing în el. Respect Silver Hiccup, tare. Telefonul Honor după 6 ore de ecran deschis. Problema m-a fascinat faptul că parfumul meu preferat, Eau de Sens de la Diptyque, are același creator ca One Million. Și o cărică de alte parfumuri super populare. Da, mai rău, adică One Million la fel este un parfum absolut superb. Problema e când începe toată lumea să dea cu el și devine o obsesie pentru jumătate de glob. Mă rog, problema e asta, că îl miroși la fiecare pas. Caramel de la Mirage costă 319 lei la 100 de mililitri. Caramel de la Mirage este făcut în... Probabil nu este făcut în stil... Mă, nu știu, de fapt, nu știu. Habar n-am cum e făcut. Ideea e că se vinde mult mai... De fapt, da, nu știu. Habar n-am, nu știu. Nu știu. Nu știu. Ce părere ai de Chanel No. 5? Am tot auzit păreri controversate. Da, îmi plăcea că e un parfum de babă. Exact de cu Chanel No. 5. Adică, mă, dă-te dacă ție îți place, da? Toată lumea asociază mirosul ăla cu miros de babă, că e parfum de cu 80 de ani. Am fost la expoziție la Schiaparelli în Paris și am văzut toate sticluțele alea crazy. Le făcea ea, Doamne, ce frumuseți! Ai încercat ceva de la Toscovat? Da, am încercat cam tot. Am luat, mi-au trimis un de la de... Cum îi zice? Și eu, băiat, am tot uitat să postez pe Instagram. Mi-au trimis un de la de trial, de cum vrei cum îi zice, de la de testezi toate alea de la ei. Discovery Set, mulțumesc foarte mult! Mi se pare că sunt de departe cei mai campioni la parfumuri de nișă în România, dacă dorești. Și când zic nișă, mă refer că au și niște parfumuri absolut prăjite, genul pe care nu știu dacă le-ai purtat, dar sunt mega interesante de mirosit și au și niște parfumuri super, super mișto. O să vi le aduc într-o zi pe stream când mai facem un de-asta cu parfumuri. Am tot uitat să le postez și eu. Dar m-am mai dat și m-am dat și eu și Sabina și uite și Ruxandra, ne-am mai tot dat și sunt foarte mișto. Bă, da, am mirosit la un moment dat alea de la Matca, nu mai știu acum să zic, dar cred că abia să lansaseră sau ceva. N-a fost atât de impresionant la vremea aia. În loc să ziceți mersi că puteți și voi să vă dezmorțiți, să mai spălați o vasă. Așa sunteți. O să nu știu ca streamăria de să pișe în sticle.
Nu știu dacă știți, adică știu că vi s-ar părea distopic dacă vă uitați la mine, dar... Încă este, dar în trecut era și mai mare această cultură a nu dezengage-ui privitorul. Pentru că Twitch este și o platformă foarte ușor să schimbi de la una la alta. Știi că ți apar toți streamerii pe care îi urmărești acolo, poți oricând să te muți la altcineva și așa mai departe. Și nefiind ca la TV cum ești obișnuit să te uiți sau ca pe YouTube, știi, sunt momente de pauză, poate nu-ți place ce vorbesc cu ăla din chat, poate vorbesc prea încet pentru gustul tău, poate whatever. Și era și încă este această cultură fantastică a nedezengage-uirii, ca la videochat, exact. Și foarte mulți streameri te pișau în sticlă ca să nu ia pauză de pișat. Stau pe stream 8 ore și nu se pișau în alea 8 ore pentru că se pișau în sticle pe sub birou. Adică sunt mulți care au zis-o și, mă, e evident că stă unul 8 ore pe stream. Și mulți, majoritatea streamerilor mari, gen, lasă să duc, aleagă să te pișe 30 de secunde și să întorc instant înapoi. La Vox, sigur. Cred că s-au mai relaxat și ăștia între timp, dar la început, sau cel puțin pentru streamerii mai cu numere medii, mici, whatever, era mult mai... Că, na, în momentul în care ai 1000 de oameni, nu e nicio tragedie, știi, că pleacă 50. Dar în momentul în care ai 50 de oameni și pleacă 10, na. Mi-am luat unban Love the Chat Gods, da, the Chat Gods, eu... Care scot toți ratații de la Amben o dată la două luni. Ai văzut la ceva streamer bănuiesc? I-a făcut aia laba pe live că e pe stream non-stop de 28 de zile și nu a făcut sex deloc, că se filmează și când doarme? Sabatonurile alea hardcore sunt something else. Adică mi se pare fun ideea de sabatonite cu mare Elmo acum, gen de whatever. Dar alea să te filmez, Doamne iartă, mă filmez când dorm. Păi mă frec la coaie, mă nene. Mă frec la rangă în somn. Mă frec poate intens la rangă în somn, cine știe. Doamne iartă, mă. Dar nu știu dacă vreau să dau click pe chestia asta, da. Your car, stop posting your house. Go on there and post a personality. Show me how funny you are. Show me how you know what I'm saying, how nice you are. But you might see that stuff and I take your armies and you're like, "We done." That's all. You might look at my personality and I take your armies and we done. We done, you ain't going on. Da, man, dar come on, adică is this like, I don't know. Is it like that obvious? I don't know. Your car, stop posting your house. Go on there and post a personality. Show me how funny you are. Show me how you know what I'm saying, how nice you are. But you might see that stuff and I take your army. I mean, yeah, okay, okay, okay. Da, okay, uitându-mă la mână, e obvious, da, okay, bine. Da, okay, bine. Tare. Smaker. Se vede și în oglindă când îi scoate mâna din pantaloni. Foarte bine. Rux, te pup! Mulțumesc foarte mult de 27 luni cu tier 2. Sărut mâinile, te pup. Ești în străinătate, nu? Așa ține minte. Foarte iar acum e timp! Bun, hai să vedem, cred că penultimul episod din sezonul 2 din doza de magneziu. Pam, pam, pam! Spanac, te pup, mulțumesc 25 de luni. Și Finoar 19, mulțumesc 26 de luni, să rămână. Haide, copul, na mișcă! Welcome back, bitchy! Bianca de la 11C, baby, let's go! Easy! Easy, Bianca de la 11C se întoarce, let's go!
hârtie. Stai în locul vostru care stai... Bat cu bulgări. Eu spun în alcool. Și Andreea Balaban... Ok, nu o să mă opresc. Și Denis Bugalin. Nu știu cum arată acel om, dar mi se pare foarte amuzant numele Denis Vural. Pachetați bagajele. A, e Bianca anul întâi, semestru 2 acum. Tu te mai în pat, treci în coadă. Hai la mamă! Haide, copil, n-am mișcă! M-a obligat să vin aici! Eu uite cum șoar de Bianca de la 11 pe fashion. Nu te joci cu ea, atenție! Atenție! Dar de unde ai venit, dragă, de la Monaco? Păi, da! N-ai treabă cu trânsă. N-ai zis că plecăm. Bă, unde-i Johnny, da? Stăm un pic, unde-i Johnny? Din țară? Unde-i da, plecăm? Din țară plecăm. Așa la Comarnic. Comers. Da, se pleacă la Comarnic. Ne luăm și noi ceva. Ah, gablonțuri! Vrei? Doamne ferește! Haideți, îți fac eu un gablon. Doamne ferește! Ui. Ce faceți, mă? Seră iubită! Îmi pare rău, mi s-a spus foarte clar că puteam să luăm și de acolo mâncare. Welcome back, bitches! Nera Cangini, Georgia. Unde, unde suntem? A zis Johnny în clipul trecut că nu mai vrea să apară. Păi atunci dau skip dacă e fără Johnny. Pe lumea paralelă, fată! Am venit la Moon Resort. Scuze, plecăm la Moon Resort. Așa. Tu despuiată, eu îmbrăcat. Și pijamăluțele. Și eu cu bagajul. Din păcate, alături de noi, la cameră, asta se va afla Johnny. Deci îl vedem mai puțin în sfârșit. Eu vreau să-l văd mai mult. Păi îl vezi, că de-aia te uiți la cameră când vorbești. Și noi la fel. Mă rog, când vorbim, mai înțeles. Telefonul meu. De la casă. Uite aici. Nu știu, se poate? Nu-mi dau seama dacă vorbește în română. Se poate sau mergem la casă? Da, se poate. Hai la urmă! Eu ne-am dormit toată. Respect, Gabi, pentru bagajul ăla de la La Monza. Alea sunt cele mai bune. Bă, dă drumul la CS! Portofelul e la Johnny. Stai, deci eu te... Bani, la mine. Că trebuie să plătesc cu cardul. Păi da, a scos omul bani. Păi știi, nu pot să-mi iau singură. Păi, păi, ții separat față de noi? Bine, poți să-ți trimit pe Revolut? Da! Ok. S-a terminat poezia. Deci o să-ți trimit pe Revolut, deci poți să-ți bani. Dar nu e suficient de inteligent. Două secunde. Ha? Ce vrei, mă, de la mine? Aha. Așa. Nu părul! Părul! Nu părul, nu părul! Acest nou episod ne are alături de, o avem alături de noi pe Bianca. Bianca de la 11C. De pe TikTok și încă două persoane noi, pentru că mi-am dorit foarte mult să avem... E Bianca! Știe Bianca cine e ca persoană? Ce? Bianca de la... Acest nou episod ne are alături de, o avem alături de noi pe Bianca. Bianca de la 11C. De pe TikTok și încă două persoane noi, pentru că mi-am dorit foarte mult să avem și alte persoane noi care să vă spună... Nu, drag... Ce persoană minunată sunt eu! Nu, dragă, că tu știi că sunt menunat, ei nu știu. Okay. Fapt, știu. Știu. Da, eu te ador, știi asta. Știu, de aceea te-am luat. Gabi este... Gabi este mișto. Dar când se agită și se agită și se agită și mă agită și pe mine și ne agităm amândoi și suntem acolo ca două paste. Ne toți. Da, ne agită pe toți. Se activează și e, mișto. E de la zodie. Probabil e de la zodie. Mamă. I-a făcut tabel din ăla, mor. Birth chart se numește. Aoleu. Te-am făcut și ție, nu te mai plânge. Bun.
Băi, ce păream despre Gabi? Băi, Gabi e super de treabă. Ideea e că... Hai, e ok. Nu, stai să mă gândesc cum să zic frumos. Are niște momente în care i-ar trebui un calmant. Pentru că este foarte agitat, ce zici și tu, și agitat neproductiv. Adică nu e ca și cum e agitat și rezolvă treaba, știi? Agitat și se grăbește și nu face ce trebuie acolo, știi? Tot de Gabi și Libim. Da, tot de Libim, tot de Gabi, el nostru. Mi-al casei. Mi-al casei. Nu vă mai grăbiți, că pic și-o și pică și el. De ce-i dau mai energizant în până la mea? Poate calcă pe... Ar putea să țină el energizant. Uite și ea energizant. Stai, Ana a venit de trenul. Ia uite câtă lume care n-are ce face la București și să plece acasă, la Copâlna. Așa. Tu ai biletele. Asta e la Brașov. Păi trebuie să știi ce... Păi da, asta se duce la Brașov. Tu trebuie să te uiți pe alea ca să vezi ce... Ți-a unghiile. Cum vă ștergeți? Ferească Dumnezeu, nu? Ultima dată când ne-am dus dracu. Doza de magneziu, să știi. Nu găsește biletele. Ce? Le-am aici. Uh-huh. Că multe te tip aici. Deci, uite, alta care ține bani, aruncați. Deci cu ăsta acordeon când îi de-ți faci. Da să văd. Gata. Vagonul 2, locurile 23, 27, 25, 26, 24, dar totul vagonul 2, hai clasa 2. Acum... Așteaptă-mă. Nu mai am o mână, îmi pare rău. Ok, știi ce? Nu e atât de entertaining să mă joc Hercules. Dar acestea fiind zise, cred că ne vom juca The Forest în curând. Care doar trei Sons of The Forest. Agoane și o să fie mai ușor. Da? Da. Deci dacă mai vin. Cine să mai vină? Doamne. Nu mă mai speria, că nu mă sperie de porumbii, mă sperie de tine. Mamă, fiță! Era pregătit. Ce? Gabi, doi. Ce, mă? Dar trebuie să vă găsim să nu vă zicem la amândoi Gabi și Gabriel și cum să vă zicem? Eu să mă găs și ele Gabi. E, și te strig mă gă, da. Niciodată o enda pe naiba. Da. Deci, pe lângă că femeia întrezea jumătate de oră, pentru că așa este ea obișnuită. Mi-ai să vin la 12, la 11 jumate. Nu, ți-am zis să vii la 11. La... Păi dacă vii așa la ora de istorie, aia spune absență. 11 trebuia să fim la magazin, n-am mai contat chestia asta și oricum trebuia să plecăm. Și magazinul era atât de aproape de gara. Deci tu ai întârziat. Ok, da, ai dreptate. Ca de obicei. Cu Creative Monkeys de George Forest, că văd că au început și acum, da. Așa, și am ajuns în această superbă gara în care toată lumea vine la București. Se vede că sunt obligată să fiu gen pe scaunul ăsta. Dar unde simți bine, nu te duc la afară. Haide. Nu, bine, păi știi ce? Cu Tore este deja dragostea, Gabi, dar trebuie să... Nu, glumesc. Vă dau link-ul, duceți-vă și dați și voi like. Susțineți un om. Bine, chat. Noapte bună, pupici. Ne vedem mâine de pe la ora 6-7 pentru un stream scurt. Îi dăm raid lui Jax. Și cu Zlăvor vă vedeți mâine tot așa. Nu? Da, da, ne vedem. Da, da. Pupici. Hai, pupici, noapte bună, toate cele bune, vă trimit la Trismeri, dați-i follow dacă vă place de trânsa. Pupici. Cuiai, acum văd ce titlul meu pus ăștia. Burlăcița cu femeia cu trei picioare, Sons of the Forest. E colaborativ. A scris fiecare din chat. Da. Hai, pupici, noapte bună, pa, pa. Pop, noapte bună, ce spune, pa, pa.